că ați ascultat și ați intrat în sală, mai sunt câteva locuri libere. Cred că o să vină și ceilalți și nu au plecat acasă. De obicei nu sunt părtinitor, dar acum trebuie să fac o mică corecție, pentru că în programul nostru l-am trecut pe Ciprian Mușat cu următorul seminar și el are și stand de carte și o trebuie să le iau mai repede de la stand. De aceea o să vă rog în următoarea pauză să petreceți mai mult timp pe la el, ca să nu ne dreptățim față de celelalte edituri. Mulțumesc de înțelegere. Nu e reclamă pentru el, doar că a fost așa, o greșeală la care nu ne-am gândit. Am constatat-o doar acum. Aș vrea ca să anunț suma care s-a adunat la colectă, și anume 4.286 de lei. Domnul să-i înmulțească. Este ok că s-au adunat atâția, ar fi fost mai bine. Mă gândeam la 40 de județe, probabil că este suma care acoperă probabil cheltuiala pentru un județ, așa, pentru cele necesare. Nu știu dacă s-o cotim mâncare pe 5 zile la 100 de copii, cred că nu e suficient. Eu zic ca să o luați ca și temă pentru anul viitor, pentru că va fi în vara anului viitor și poate că veți să vă motivați copiii la colectă, la colecta de la grupe, ca să adunați mai mulți bani pentru Săptămâna Speranței. În continuare, slăvit să fie Domnul! Este o bucurie și o onoare pentru mine să stau în fața dumneavoastră în această zi. O onoare pe care o tratez cu multă responsabilitate, mai ales că, eu am spus asta în mod frecvent, consider că ceea ce faceți dumneavoastră este mai greu decât ceea ce fac de multe ori predicatorii. Să stea în fața copiilor, să le predea o lecție, să-i lase pe acești copii să-i deranjeze și chiar dacă nu-i lasă copiii, oricum îi vor deranja și să-și reia gândurile de acolo de unde le-au lăsat pentru a duce mai departe o lecție care să aibă impact asupra copiilor. De aceea spun din toată inima pentru fiecare dintre dumneavoastră, fie ca Domnul să vă binecuvinteze. Mă alătur și eu cuvintelor pe care fratele președinte le spunea aici și vreau să vă mulțumesc pentru că vă depuneți viața pe altarul acesta al slujirii. Vreau să vă asigur și eu, așa cum au făcut-o probabil și colegii mei, să vă asigur că munca dumneavoastră este văzută și răsplătită de cel care vede și răsplătește până și un pahar de apă care este dat în numele Lui. Da, păi, cu siguranță că El poate vedea viața unui copil îndreptat, a unui copil ajutat. Să știți că mi-a fost dat să văd copii care au crescut, să sujesc tinerilor care au crescut cu școală duminicală și fără școală duminicală. Iar diferențele sunt majore. Știu că, mai ales la în tumultul ăsta al zilelor și al orelor pe care le produceți, le faceți fiecare dintre dumneavoastră, vă este greu să vedeți, chiar fac o diferență? Chiar contează slujba pe care o fac înaintea copiilor? Da, contează. Contează. Cu siguranță copiii aceia sunt alți copii decât ar fi putut să fie fără școală duminicală. Tema conferinței din această zi este conectat. Și iată o provocare, o provocare intensă. Uneori ne este ușor să ne conectăm, foarte ușor, mai ales dacă oamenii cu care ne conectăm ne plac, mai ales dacă ei rezonează și noi rezonăm la lucrurile, la aceleași lucruri, e ușor să te conectezi. Uneori însă conectarea este o provocare majoră, majoră, e dificil să te conectezi. Puneți alături de lucrul ăsta încă o chemare, pentru că nu suntem chemați nici noi care slujim în celelalte departamente ale bisericii și mai ales nici dumneavoastră, nu suntem chemați doar să ne conectăm. Suntem chemați să și slujim. Suntem chemați să fim o soluție pentru tinerii, pentru copiii pe care Domnul ne aduce la clasă. Nu e doar suficient să te conectezi, ci trebuie ceva mai mult de atât. Trebuie să fii acolo, să ai ochii deschiși, să ai disponibilitatea de a merge încă o milă pentru a-i ajuta cu adevărat.
Și dacă legați cele două subiecte, conectarea cu slujirea intensă și cu necesitatea de a veni în dreptul înaintea lor cu soluții veritabile pentru ei, iată, da, conectarea poate să fie dificilă. Există soluții? Asta este întrebarea pe care ne-o punem în cadrul acestor seminar. Există soluții? Da, există soluții. Care sunt soluțiile? Și vreau să vă spun înaintea noastră, înainte de a vorbi despre dependențe, dependența de droguri sau celelalte dependențe, vreau doar să enumăr trei dintre soluțiile pe care cred că le avem pentru a reuși să ne conectăm și să slujim cu adevărat celor pe care Dumnezeu i-a dus la noi în clasă. Biserica este una dintre singurele instituții, dintre puținele instituții care propovăduiește aceleași soluții de câteva mii de ani. Și vreau să vă spun în după-amiaza aceasta că nu s-au schimbat. Au rămas aceleași. Sunt aceleași soluții pe care le aplicăm și astăzi, pe care biserica le aplică și astăzi și care surprinzător pentru unii, surprinzător mai ales pentru societatea laică, care este într-o continuă căutare frenetică după soluții inovatoare, după soluții cât mai ieșite din cutie, cât mai proaspete, surprinzător soluțiile pe care biserica le propune rămân încă valabile și încă puternice. Permiteți-mi să enumăr doar trei dintre soluțiile care ne vor ajuta la clasă, ne vor ajuta să ne conectăm, trei dintre soluțiile care ne ajută cu adevărat în slujire și care au rămas aceleași de secole. Soluția a rămas cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Am crezut că vor zice toți amin. Soluția a rămas cuvântul lui Dumnezeu. Deși aparent nu vorbește în detaliu despre fiecare problemă contemporană cu care noi ne zbatem, privit în detaliu, studiat cu acribie, cu aplecare și mai ales crezut. Cuvântul lui Dumnezeu surprinde și astăzi prin tăria soluțiilor pe care le oferă, prin acuratețea cu care descrie problemele cu care ne zbatem de atâtea ori. Da, El, cuvântul lui Dumnezeu, este și astăzi soluția. Există această tendință, cred că o au nu doar predicatorii, cred că o au nu doar slujitorii din biserică, cred că o au și învățătorii de școală duminicală, de a căuta soluții în cât mai multe materiale. Și credeți-mă, nu sunt împotriva materialelor, doar eu mi-am construit viața în jurul dezvoltării unor astfel de materiale. Nu sunt împotriva studiului, doar toată viața mea am propovăduit importanța de a studia și de a te duce la clasă, la amvon, oriunde ieși în public și vorbești pregătit. Este una dintre responsabilitățile, nu zic chemările, una dintre responsabilitățile pe care le avem fiecare dintre noi. Doamne ferește să ajungi la clasă nepregătit. Ne povestea nouă unul dintre profesorii de teologie că știți că există cutuma aceasta că îți dă Duhul. Îți dă Duhul. Stai liniștit. Nu te pregăti. Și ne povestea bătrânul acesta deja, avea 70 de ani când preda la noi un curs pe Romani, ne povestea despre un moment în care un astfel de om s-a dus către amvon, n-a avusese timp să se pregătească. N-a avusese timp să se investească. Și s-a gândit, lasă că-mi dă Duhul. Lasă că-mi va vorbi Duhul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit în drum spre amvon, întrebându-l, nepregătit astăzi, așa-i? Cam da. Succes! Da, ne pregătim. Dar trebuie să subliniem când e important este să oferim timp, disponibilitate, aplecare înspre studiu și înspre materiale. Dar să nu uităm, pe măsură ce facem toate lucrurile acestea, că El, cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în continuare soluția. Pe măsură ce căutăm în materiale, pe măsură ce citim despre diverse teme, pe măsură ce ne perfecționăm, pe măsură ce stăm înaintea lui Dumnezeu căutând soluții, căutând proiecte, construind cumva răspunsuri pentru copiii pe care îi avem la clasă, să nu uităm Sfânta Scriptură. Să citim Sfânta Scriptură cu gândul la copiii pe care îi avem în grijă la clasă. Să citim și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu gândindu-ne la problemele cu care ei se lovesc. Înainte de a pune mâna pe orice material,
în timp ce pun mâna pe orice material și la capătul oricărui studiu, trebuie să-mi ancorez viața și inima în cuvântul lui Dumnezeu, dătător de viață și de adevăr. Și toți profesorii să zică amin. Amin. Ce soluție există, mai ales atunci când te lupți cu o problemă atât de complicată precum este dependența? Oamenii zic tot soiul de soluții. Eu cred că una dintre soluții este cuvântul lui Dumnezeu. Citit și aplicat în viața oamenilor. Crezut din toată inima și iarăși aplicat în viața oamenilor. Iată o soluție pe care o propovăduiește biserica de ani de zile. Ce zic eu de ani? De milenii. Ce soluții mai există? Unu, cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Doi, Iisus Hristos este singura speranță. El și jertfa sa răscumpărătoare. El și harul său bogat. Iisus Hristos este singura speranță. Da, este bine să căutăm soluții. Este necesar să ne gândim la strategii și la posibilități de a acționa. Este esențial să citim despre problema cu care se zbat, cu care luptă copiii pe care noi avem la clasă. Este important să vedem ce soluții au aplicat alții. Doar nu inventăm noi nimic. Este important să ne uităm la toate lucrurile astea, să încercăm să găsim lumină în problemele spinoase cu care se luptă generația pe care o slujim. Drogurile, anturajele din ce în ce mai greu de controlat. Nu, subliniez încă o dată, nu există scurtătură pe care să o luăm pentru a înlocui pregătirea intensă și perpetuă pe toate subiectele. Nu ne putem opri din perfecționare niciun moment. Nu avem voie. Niciunul dintre noi n-are voie să gândească cât am citit despre asta. Nu mi-e suficient. Toată viața am citit, de aici încolo 5 ani mă voi duce necitit. Nu putem face treaba asta. Nu avem voie să facem asta. Și cu toate astea, undeva în adâncul minții noastre, undeva în adâncul inimii noastre, noi trebuie să știm că Iisus Hristos este singura speranță. Că resursele, că răspunsurile, căutările pe care le avem la clasă nu sunt neapărat în strategiile noastre, nu sunt în capacitățile noastre, ci este în jertfa pe care Hristos a depus-o pentru fiecare dintre copiii pe care noi îi slujim. Slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos este ultima și îndrăznesc să zic singura speranță. Dacă vrem ca cei pe care slujim să fie feriți de droguri, încerc să dau, deși nu știu cum să fac asta, greutate cuvintelor ăstora. Dacă vrem ca cei slujiți de noi, fie că sunt cei de la clasă, că sunt cei din biserică, că sunt copiii noștri, să fie feriți de droguri, să fie departe de anturaje otrăvitoare, da, trebuie să facem tot ce știm noi pentru a-i ajuta și a-i feri. Dar în ultimă instanță ce trebuie să facem este să-i prezentăm lui Hristos și să ne rugăm ca Hristos să le înnoiască viața. Ce spunea Apostolul Pavel Colosenilor, Coloseni 1:27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și continua Apostolul Pavel, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Hristos în voi, nădejdea slavei. Da, vom face proiecte. Da, vom încerca să venim în întâmpinarea nevoilor lor. Dar părintele, păstorul, slujitorul, învățătorul și învățătoarea de școală duminicală, pe măsură ce implementează proiectele acelea, se roagă și zice deasupra copiilor săi, Hristos în voi, nădejdea slavei. O, cum zicea Apostolul Pavel Galatenilor, copilașii mei pentru care încă sufăr durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Trebuie să-L prezentăm pe Hristos. Dincolo de toate strategiile, trebuie să ne întrebăm din timp în timp. Hristosul pe care eu zugrăvesc de la amvon, pe care dumneavoastră zugrăviți la orele la școala duminicală, este El Hristosul de care se îndrăgostesc copiii noștri?
Este El cel mai frumos dintre toți oamenii? Este El prea iubitul inimilor noastre? S-ar putea să uite lecția misionară. S-ar putea să nu mai priceapă, să nu își mai aducă aminte de lecția cu obiect. Dar nu trebuie să terminăm niciun ciclu de învățare cu copiii noștri fără să avem sentimentul că l-am zugrăvit bine pe Domnul Slavei. Că am făcut tot ce a ținut de noi ca ei să-L descopere pe Hristos. Iată soluția. Soluția rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Soluția rămâne Hristos. Hristos în ei, nădejdea slavei, glorificat să fie numele Lui. Și aș mai zice ceva. Tot o soluție veche de milenii, pe care oamenii nu mai plac, dar ea a rămas în continuare valabilă. Pocăința. Pocăința. Spun adeseori, inclusiv în biserici, mai ales la momentele în care există binecuvântări de copil, un lucru care încep din ce în ce mai tare să constat că nu e atât de plăcut, că el reflectă o realitate de la care nu vrem să ne gândim, dar totuși reflectă o realitate. Și anume, copiii noștri, fie că e vorba de copiii noștri de trup, fie că e vorba de copiii noștri pe care avem la școala duminicală, ei nu se nasc mântuiți. Nu se nasc mântuiți. Nu se nasc născuți din nou. Poate că sunt cuminți, extraordinar de cuminți. Poate că sunt din familii bune. Poate că au venit și au stat și au învățat și și-au câștigat talentul negoț și așa mai departe. Și cu toate astea, ei au nevoie de pocăință. De pocăință. Ei trebuie să realizeze că există un singur drum care îi ajută să stea departe de toate lucrurile murdare ale lumii. Pocăința. Ei trebuie să realizeze cine sunt și ce nevoie majoră au ca Hristos să le ierte păcatele, să le mântuiască viața, să le schimbe inima. Vedem, poate că doar în familie se mai vede, cum se vede la școala duminicală, îndrăznesc eu să cred, imperfecțiunile pe care le au copiii noștri. Până și cel mai tăcut și cu minte dintre ei poate ascunde o lume întreagă de tendințe, de ispite, de căderi, de răzvrătiri. Dar trebuie să avem strategii prin care abordăm situațiile de viață, din viața lor. Trebuie să dăm glas problemelor lor și să arătăm spre efectele pe care le au alegerile pe care le fac. Și totuși, pe măsură ce facem lucrul ăsta, trebuie să subliniem înaintea lor că au nevoie de pocăință. Cum ai putea sublinia asta? Prezentând Evanghelia. Și care este Evanghelia? Cea simplă. Tu ești un păcătos. Hristos a murit pentru tine. Crede în Iisus Hristos ca Domn și dă-ți viața Lui. Trebuie să o facem constant. Cei care sunteți părinți dintre noastre și mai ales părinți de adolescenți, știți adevărul ăsta. De câte ori trebuie să-i spui copilului tău un lucru până îl înțelege? Două ori. Și părinții zic, păzi? Cam puțin. Cam puțin. Ar trebui mai des. Des. Foarte des. De câte ori trebuie să prezentăm Evanghelia aceasta simplă la școala duminicală? Des. Des. Pentru că ei, copiii noștri, au nevoie de pocăință. Mi-aduc aminte, în urmă cu foarte mulți ani, am avut un interviu radio împreună cu una dintre învățătoarele de la școala duminicală, probabil că unii dintre noastre m-ați auzit mărturisând lucrul ăsta, una dintre învățătoarele de la școala duminicală, foarte cunoscută în Arad. Și pe măsură ce o întrebam eu, neștiind foarte multe detalii despre școala duminicală, pe măsură ce o întrebam eu, la un moment dat am venit la întrebarea, bun, ce urmăriți voi acolo la școala duminicală? Să-i țineți pe copii cu minți? Să nu-i deranjeze programul? Să se distreze un pic, să se simtă bine? Și ea s-a uitat la mine foarte serioasă și a zis nu. Nu. Noi urmărim acolo ca ei copiii să fie mântuiți, să fie iertați, să-L cunoască pe Domnul Hristos, să-L aleagă pe Domnul Hristos. Ce soluții există pentru conectare? Biserica spune că sunt niște soluții care au rămas aceleași de milenii. Care? Cuvântul lui Dumnezeu,
ancorarea în cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos ca Domn, ca răscumpărător și pocăința veritabilă. Ajută astea în bătălia cu drogurile? Da. Ajută asta în bătălia cu dependențele de orice fel, cele sexuale, cele de abuz, de substanțe, de tutun, de păcănele? Da. Ele sunt soluțiile veritabile. Și în această după-amiază, permiteți-mi să vă vorbesc puțin despre ce cred eu că ar fi soluțiile pentru droguri, folosind un text poate puțin atipic, poate puțin neașteptat. O să vă citesc câteva versete, nu o să vă rog să vă ridicați în picioare, pe care le găsim în 2 Samuel, capitolul 13, un episod din istoria familiei lui David. Vorbind despre dependență, am ales un om, poate că e mult spus că avea o dependență, dar avea o problemă foarte serioasă a inimii, o problemă care l-a aproape l-a nenorocit, sau chiar l-a nenorocit. Și nu doar pe el, ci și familia lui. Cine a greșit acolo? Și din istoria lui să extragem câteva concluzii legate de cum ne-am putea comporta la școala duminicală și ce ar trebui să facem în dreptul copiilor care nasc tot soiul de dependență. Ascultați textul biblic, vă rog. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Ascultați cuvintele, dați importanță cuvintelor. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să facă ceva. Și vă rog, ascultați cu atenție continuare. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. El a zis, pentru ce te usuci din zi în zi tu, fiul împăratului? Nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă-i voie, sorii mele Tamar, să vină să-mi facă, să dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Și ascultați continuare. Împăratul a venit să vadă și Amnon a zis împăratului, te rog, să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei înăuntru odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui Amnon, care era culcat. A luat o plămă de ală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt, luând apoi tigaia, l-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce. Și nu mai citesc, noastră știți ce s-a întâmplat în continuare. Ce soluții, parte de cele despre care am vorbit, care sunt baza tuturor soluțiilor pe care le aplicăm, am putea adopta? M-am tot întrebat, pe măsură ce pregăteam acest mesaj pentru dumneavoastră, cum să procedez. O soluție ar fi fost să vin să vă prezint statistici. Dar orice statistici am folosit, orice cifre am enunțat de aici, ele sunt, trebuie să recunoaștem, greu de aplicat bisericilor din care venim. Un lucru este sigur. Societatea se clatină sub efectul dependențelor de tot soiul și aș pune alături de dependențele de droguri și alte dependențe, cele de ecran, cele de jocuri de noroc, cele de pornografie. Societatea se clatină și este scuturată masiv de aceste probleme. Cum trebuie să procedăm noi? Cât au pătruns problemele astea în biserică, ne este greu să știm. Tind să cred că ceva mai mult decât ne place nouă să credem și ceva mai puțin decât ne este frică nouă. Dar cu siguranță că ele sunt acolo și cu siguranță că valul acesta care există în societate, remarcați vă rog că cel puțin în privința drogurilor, autoritățile au început să ridice din umeri și să zică este un val prea mare, nu mai putem face față.
nu mai există soluție. Valul s-a ridicat, la un moment dat, probabil că va lovi și noi. Ce avem de făcut? Mi-am împărțit puținele mele cuvinte în două direcții. Trebuie să facem două lucruri. Trebuie să ne gândim deja la două lucruri. Unul, trebuie să facem prevenție, acum, și apoi trebuie să ne pregătim bine pentru a acționa. Cum să acționăm? Și permiteți-ne să le iau pe rând. Unu, prevenția. Ce trebuie să facem acum când încă nu avem probleme atât de mari în domeniul ăsta? Îmi place mie să cred că nu sunt încă atât de mari. Este cunoscut faptul, mai ales în medicină se vorbește despre el, că este mai ușor să previi decât să tratezi. E mult mai complicat, este mult mai costisitor și mult mai lipsit de speranță tratamentul decât prevenția. Este mai ușor să previi decât să tratezi. Da, poate că valul ăsta n-a lovit atât de intens în bisericile noastre, dar încă suntem feriți și pentru că încă suntem cât de cât feriți, este momentul să ne pregătim și să acționăm bine pentru a fi pregătiți în momentul în care valul va lovi. Ce trebuie să facem acum? E o naivitate să credem că nu va lovi și la ușa noastră. Și permiteți-mi să zic, s-ar putea să fiu dur în unele părți, dar îngăduiți-mă. Este o naivitate să credem că nu va lovi. Și este o nedreptate să ne debarasăm de copiii care au problemele astea. Și să zicem, știi ceva? Să-și țină părinții. Are biserica păstor? Să vadă biserica, să construiască biserica, să construiască societatea. Vă aduc aminte de ceea ce spunea Apostolul Pavel în Corinteni, 2 Corinteni 11 cu 29. Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Ard. Deși sună dur, trebuie să o spun, o spun pentru mine și pentru toți cei care vor să mă asculte. Eșecul unuia dintre cei slujiți este și eșecul nostru. Nu în totalitate, sigur, dar este și eșecul nostru. Și un slujitor veritabil al lui Dumnezeu, când trece pe drumul ăsta cu unul dintre cei slujiți, nu se poate, nu trebuie să treacă indiferent, ci trebuie să se oprească și să întrebe ce aș fi putut face altfel? Cum aș fi putut pregăti mai bine? Deci, mai există tendința asta să luăm mărul putred ca să nu strice toată lada de mere. Dar eu vreau să vă spun în dimineața asta, cu toată responsabilitatea, noi nu slujim unor mere. Noi slujim unor oameni pentru care a murit Hristos. Unor oameni care trebuie să-L cunoască pe Hristos. Deci, ce trebuie să facem? Unu, prevenție. Și mă ancorez în istoria pe care v-am citit-o. Ce înseamnă prevenție? Care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem? Unu, să fim prezenți. Să fim prezenți. Să fim acolo, să realizăm ce se întâmplă cu cei slujiți, să ajungem la ei mai repede decât a ajuns la ei Ionadab. Remarcați cum zice textul biblic că era un om foarte șiret. Întotdeauna există. Oamenii ăștia foarte șireți întotdeauna există. În preajma copiilor noștri, în preajma celor pe care îi slujim, noi trebuie să ajungem la inima lor, trebuie să ajungem la mintea lor, trebuie să ajungem la urechile lor mai repede decât ajunge Ionadab. Și ca să faci treaba asta, trebuie să fii prezent. Trebuie să fii acolo. Amnon începe să-l dezvolte în el o dependență, zice eu, toxică, o dorință nesăbuită, pe care nu mai poate controla. După Tamar, îi este teamă, nu știe cum să procedeze, are dorința asta în adâncul lui, intrată până în ultima celulă a inimii, o dorință care, remarcați cât de superb e textul biblic, îl usucă, l-a pus la pat. El nu mai poate rezolva problema asta. Are nevoie de cineva care să fie prezent, acolo, să vadă ce se întâmplă cu el, să zice, să uite în ochi, să vadă, măi, copile, ce-i cu tine, mă? Că te știam un băiat
plin de viață. Se întâmplă ceva cu tine? Dar din păcate Amnon n-a avut pe nimeni prezent decât pe Ionadab, cel șiret. Cel șiret are întotdeauna sfaturi rele, sfaturi distrugătoare, care nu-l vor distruge doar pe Amnon, îl vor neroci pe Absalom, pe Tamar, prin extensie toată casa lui David. Totul pleacă de aici. Ce s-a întâmplat acolo? N-a fost cineva prezent. Cine n-a fost prezent și trebuia să fie? David. David. Unde erai, David, când la colț de palat toți slujitorii șoșoteau despre ce pasiune a făcut fiul tău? Să nu credeți că nu știau. Știau. Unde erai? Preocupat de alte probleme? De propriile păcate? De propriile neajunsuri? N-a fost acolo nici măcar Natan, profetul. Îl creștea pe Iedidia. Trebuie să fim prezenți. Prevenția începe cu asta. A fi acolo, la oră, la clasă. Sunt așa de multe fete și băieți, dar în general fete care vin spre școala duminicală dorind să se implice. Și eu zic că este extraordinar, Domnul să le binecuvinteze. Dar să știți că școala duminicală nu e un loc de joacă. Nu e un loc în care testăm. Vedem, îmi place, nu-mi place. Este un loc în care responsabilitatea târnă greu pe umerii celor care sunt acolo, pentru că, îngăduiți-mă, vă rog să zic, nu-i doar despre a spune povestea misionară, nu-i doar despre a face o lecție, nu-i doar despre a spune ce ai de spus, ce te-ai pregătit, spui repede ca să scapi și gata, să termina. Nu-i despre asta. Este în primul rând despre prezență, despre a fi acolo pentru a te uita la tinerii ăia pe care Dumnezeu ți-a dat în grijă pentru o bucată de vreme, poate cea mai complicată bucată de vreme din viața lor. S-ar putea ca părinții să nu vadă schimbarea, sunt obișnuiți cu ei de la zi la zi, greu percep, dar cine mai poate vedea? Învățătorii și profesorii de la școală, mulți dintre ei sunt indiferenți, nu le pasă. Dacă le păsa, nu se vindeau droguri atât de mult cât se vând în școlile românești. Mă înțelegeți? Dar cui trebuie să mai pese? Cine îi mai vede în mod constant? Dumneavoastră îi vedeți. Dumneavoastră îi vedeți. De aceea trebuie să fiți prezenți. S-ar putea să doară ceea ce vedeți. S-ar putea să vă frângă inima ceea ce vedeți. S-ar putea să vă duceți la părinți și zică: se întâmplă ceva cu copilul dumneavoastră și părintele să fie primul care pleacă împotriva ta. Ați trăit asta. Și cu toate astea trebuie să continuați să fiți prezenți. Ochii lui Dumnezeu, mâinile lui Dumnezeu, urechile lui Dumnezeu de la școala duminicală, sunteți dumneavoastră. Ce soluții avem pentru a preveni, pentru a ne lupta cu drogurile? Iată una dintre ele, prezența în clasă. Prezență cu inimă, aplecată, doritoare, gata să ajute. Amnon nu a avut o astfel de prezență. N-a văzut decât Ionadab momentul în care el a început să se usuce. Mă întreb la ce s-a uitat David când a venit să-l vadă și ăsta i-a cerut să vină Tamar. David, nu știai ce în inima lui? Tu pe Tamar i-o trimiți. Eu aș fi zis, Tamar? Pe Tamar o mut în partea alta a Imperiului până când îți trece ție. Dar dacă a văzut, n-a priceput ce vede. Și dacă a priceput ce vede, iertați-mă că vorbesc despre David, psalmistul, nu i-a păsat. A considerat neimportant. A considerat un lucru peste care poți să treci repede. Și nu era așa. Prezență. Noi, slujitorii, trebuie să fim acolo și să-i vedem. Strângeți informații, uitați-vă în ochii copiilor dumneavoastră, stați de vorbă cu ei, lăsați să vă spună, citiți tot ce vă spun, remarcați schimbările, trebuie să acționăm rapid, rapid. Și sunteți interfața noastră
ca slujitori ai bisericii. Sunteți uneori interfața pe care o au părinții. Pot să citească prin dumneavoastră lucruri pe care acasă nu le pot vedea. Și mă rog ca Domnul să vă însoțească în această prezență. Și toată biserica să zică amin. Ce trebuie să fac în prevenție? 1. Atenție. Și 2. Să oferim educație. Să oferim educație. Mă întreb ce turnură ar fi luat viața lui Amnon dacă ar fi primit educație de la tatăl său. Dacă ar fi primit educație de la un tutore care ar fi putut vedea înainte să vadă Ionadab ce se petrece cu el, să-l tragă de mânecă, să vorbească despre problema lui. Educația este și astăzi cheia. Educația este și astăzi cheia. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o soluție magică, ci este baza pe care construim principii sănătoase în viața noastră și a celor slujiți. Nu a văzut David, nu a văzut profetul Natan, care era ocupat cu altceva, nu, dar a văzut cel Șiret, care a avut disponibilitatea să ofere felul în care vede el lucrurile. O soluție care, e adevărat, îl împlinea pe Amnon în minutele alea, îl nenorocea pe Amnon și toată familia lui pentru toate zilele care mai rămâneau. Cel Șiret este acolo pentru a oferi felul în care pricepe el educația. Știu, poate fi dificil să te oprești din tot ceea ce ți-ai planificat, din toate lecțiile și să zici, băi copii, astăzi aș vrea să vorbim puțin despre droguri. Să duce acasă, vreau spune părinților. Dragi școală duminicală a zis că vrea să vorbim despre droguri. La ce avem noi vreunul? Dar vreți să așteptăm să avem unul ca să începem să vorbim despre asta? Nu? Copii, vreau să vorbim despre momentul în care vi se oferă la colț de școală primul joint. Vreau să știți ce înseamnă treaba asta. Spusă pe bune, până la capăt, trebuie să oferim educație. Privită prin prisma Scripturii, așezată pe bazele Scripturii, că educație, oricine vrea să ofere astăzi. Dar glasul lui Dumnezeu cine e? Cine vrea să vorbească despre Dumnezeu? Cine vrea să își facă auzit glasul folosind principiile lui Dumnezeu? De asta avem nevoie. Trebuie să oferim educație. Nu știu cum, nu știu când, fiecare dintre dumneavoastră, folosindu-se de creativitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, trebuie să includă în lecțiile de la școală duminicală informații despre problemele acestea spinoase. Nu le lăsați vorbite doar despre oameni cărora nu le pasă. Nu le lăsați, vă rog din inimă, vorbite doar de cei care n-au auzit și nu consideră important cuvântul lui Dumnezeu. Vorbiți-le și dumneavoastră. Existat în Statele Unite la un moment dat, cred că pe vremea lui Reagan, a existat un proiect făcut de către Nancy Reagan, către prima doamnă, pentru adolescenți. Se luptau în vremea aceea cu drogurile, o luptă teribilă pe care se pare că au și pierdut-o, și au creat un proiect pentru adolescenți, realizând ei că prima țigară cu iarbă, primul tras pe nas, se oferă gratuit. Nimeni nu plătește pentru prima dată. Și Nancy a zis, trebuie să facem un proiect prin care să-i avertizăm că ceea ce este gratuit este de fapt o travă, e nenorocire, e moarte, moarte prizată. Și au făcut un proiect numindu-se Just Say No. Just Say No, pe care l-au promovat cât mai intens în medie. Și noi trebuie să facem proiecte din astea, prin care să promovăm cât mai intens. Doar spune nu. Să construim, să stăm pe gânduri și să construim acele fraze memorabile, acea alăturare de cuvinte care să pătrundă adânc în inima copilului care ne aude, că atunci când va fi singur, împreună cu colegii lui la colț de stradă și îi se oferă să-și aducă aminte ce a zis învățătoarea și învățătorul de la școala duminicală și să reacționeze, nu pe baza momentului, nu pe baza presiunii pe care anturajul o pune peste el, ci pe baza informației pe care noi am dat-o, educației
pe care noi i-am făcut-o. Nu există un locuitor pentru educație. Trebuie să oferim. Trebuie să vă spun tot adevărul până la capăt. Și până la capăt înseamnă să vă spun că pentru unele dintre proiectele astea veți primi foarte multă binețe de la cei care vă vor auzi. Și vă vor strânge în brațe și vă vor zice: mă bucur că te-ai gândit la lucrul ăsta. Nici nu mi-ar fi trecut prin minte că în biserică trebuie să vorbim despre droguri. Dar iată ce bine că te-ai gândit tu. Plătiți prețul. Mi-ar plăcea să vă pot spune în această zi că Hristos va lua asupra Lui, că va fi calea ușoară. Nu, plătiți prețul. Ce pot să vă spun, bazat pe experiență, este că Hristos vă va lăsa să plătiți prețul. Plătiți prețul. Făcând-o cu gândul la răsplătire, la marea iubire, la prețul pe care El l-a plătit pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Prevenție. Mă întreb cum ar fi fost viața lui Amnon dacă pe capul patului, ia fă-mi și mie loc, s-ar fi așezat și David. Ia zi, băiete, ce problemă ai? Răcit, tată. Ce zici, de răcit ești, nu? Da. Ia de aici, Batistă, ia zi-mi, cum e cu Tamar? Ce simți tu pentru Tamar? Ah, nimic! Uite ce se aude. Sigur că e nimic. Mă, băiete, dacă asta este în inima ta, uite, așa se depășește problema asta. Uite ce va face tata ca să te ajute să depășești problema asta. Uite care sunt planurile pe care le avem, care să te ajute să treci peste momentul ăsta. Hei, și vine pe la tine Ionadab? Poți să faci ceva pentru tata? Nu-l mai primi. Tata s-a dus însă, l-a văzut, putea fi, cum zic englezii, a teaching moment. N-a fost. Cine vrea să vină Tamar? Să vină Tamar. E atât de amar felul în care se comportă David, încât după ce se întâmplă nenorocirea, se uită în ochii lui Absalom, vede că Absalom a negrit de supărare și nu face nimic. Doar sfâșia inimile. Îi pare teribil de rău. Și atât. Doar teribil de rău. Nimic mai mult. Lasă că va face Absalom. Când vei vrea tu să faci ceva, va fi prea târziu. Spuneam că nu vreau să ofer și nu trebuie să oferim în biserică statisticile lumii. Cred că suntem într-o cu totul altă împărăție. Aia e împărăția întunericului, noi suntem împărăția luminii. Nu cred că se aplică statisticile acelea, dar trebuie să ne pregătim. Când este timpul de pregătire? Acum este momentul de pregătire. Ce trebuie să fac pentru a fi gata în astfel de momente? Să ofer prevenție. Și ce înseamnă asta? Să fiu prezent în viața copilor lor. Să fiu prezent. Să îi întreb, să mă uit în ochii lor, să le zâmbesc, să le spun tot timpul că îmi pasă și că sunt acolo pentru ei. Și dacă trebuie să opresc tot ce fac eu în momentul ăla și să mă așez în bancă lângă ei și să le vorbesc despre o chestie care îi interesează pe ei. Nu să răspund la întrebările mele cu răspunsurile mele, ci să răspund la întrebările lor cu răspunsurile Bibliei. Asta voi face. Pentru că asta este important. Prevenție. Prevenție înseamnă prezență. Prevenție înseamnă educație. Doamne ajută-ne! Și s-a întâmplat. Ai un astfel de copil. Dependent de. Unele dintre de dependențe nu le aflăm niciodată. Doar vezi dacă ești prezent cum a dispărut flacăra din ochi. Scânteia din ochi, zâmbetul, cum s-a plecat sub greutatea propriei poveri. Atunci poți începe întrebările, căuta informațiile. S-a întâmplat. Ce trebuie să fac atunci? 1. Trebuie să acționăm. Așa. Nu mâine, în momentul acela. Trebuie să înceapă acțiunea și acțiunea. Mi-am notat eu aici că trebuie neapărat să vă zic, în biserică acțiunea se face într-un fel anume, cu rugăciune. Cu rugăciune. Ce ne-am rugat până atunci? Că și prevenția se face tot cu rugăciune. Dar de atunci încolo, rugăciunea nu mai încetează.
trebuie să acționez. Dacă găsim vreo vină lui David dincolo de incapacitatea lui de a fi prezent, de a fi acolo, de a anticipa dezastrul care era pe cale să se întâmple, poate că mai mare vină are în lipsa de reacție veritabilă, în incapacitatea de a se apleca asupra problemei, de a găsi resurse, modalități de rezolvare. Spuneam adineauri, deși David vede că Absalom, fratele lui Tamar, se supără cumplit, deși este strigător la cer ce s-a întâmplat și David se mânie, David nu face nimic mai mult decât atât. Se mânie. Citiți, vă rog, în perioada asta, nu știu când, dar găsiți timp să citiți istoria lui Amnon și apoi istoria lui Absalom. Mai ales istoria lui Absalom este istoria unui băiat pe care tata n-a știut cum să-l iubească. Cât de trist trebuie să fie să fii la Ierusalim după ce ai fost în exil o perioadă, să vrea tot Ierusalimul să te vadă. Atât de frumos era încât toți se întrebau dacă trec astăzi pe stradă, poate trece și Absalom să văd și pe el. Superb. Un singur bărbat din Ierusalim nu-l vroia să-l vadă. Tata. Incapabil de a acționa. Trebuie să acționăm. Știți cu siguranță expresia celebră că este nevoie de un sat întreg. Mai mai suntem așa la sat, dar zice, e nevoie de un oraș să crești un copil. E nevoie de o comunitate să crești un copil. Vreau să vă spun, cum spuneam la începutul vorbirii mele, problema băiatului ăluia dependent nu-i doar problema lui, nu-i doar problema familiei lui, nu-i doar problema lor lui, e problema bisericii întregi. Și biserica întreagă trebuie să se roage și să mijlocească. Nu știu cine și cum ne-a spus nouă că e vremea judecății când ar fi trebuit să fie vremea rugăciunii și a mijlocirii. Trebuie un oraș întreg să crești un copil. Fiți alături de familia aceea. Îndrăzniți să-i spuneți adevărul. Nu, poate nu știți ce se întâmplă în viața copilului, dar știți că ceva se întâmplă. Luați deoparte pe mama, dacă sunteți soră, pe tata, dacă sunteți frate, luați deoparte și spuneți, uite, e ceva ce nu-mi dă pace în viața copilului tău, te rog, du-te tu acasă, mai discută cu el, mai vorbește, dacă este ceva ce pot face eu, sunt aici, sunt disponibil, gata să te ajut, vă însoțesc cu rugăciunile mele, trebuie să salvăm copilul ăsta. Cu durere o zic, unii dintre părinți vor fi indiferenți ca David. Ocupați de alte lucruri ca David. Nu renunțați dumneavoastră la luptă. Vă rog în numele Domnului Hristos, nu renunțați dumneavoastră la luptă. Acționați. Luați martori, păstorul bisericii. Încercați să vă apropiați cu multă delicatețe, cu multă blândețe, cu mult tact, fără să faceți valuri mari, dar acționați. Puneți în cuvinte problema. Stați de vorbă, stați lângă el, acționați. Asta trebuie să facă după ce s-a întâmplat, ca tratament, acțiunea. Și doi, închei, continuați să iubiți. Continuați să iubiți. Nu spun un secret pentru nimeni, că spun că dependența, chiar dacă nouă în bisericile noastre ne vine așa de ușor să o judecăm, dependența este o boală. Este o boală. Teribilă. Vezi, zice, are la bază păcatul. Sigur. Sigur. Și cu toate astea, este ceva greu de purtat. Pentru familie, mi-am petrecut unele nopți și în perioada asta, citind câteva mărturii din lumea laică ale părinților care au un copil dependent. Doamne, Dumnezeule, ce drum! Ce drum! Povestea o mamă pe unul dintre bloguri cum își ține copilul în brațe, copil adolescent, încercând să-l liniștească în sevraj și el îi urlă, vreau să mor, omoră. Ce viață! Și-a luat liber de la lucru, concediu neplătit, să se încuie în casă cu copilul ca să-l treacă peste valea asta. Dar ai noștri din biserică, nu sunt singuri. Și noi trebuie să le transmitem că nu sunt singuri. Împreună cu ei este Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de oameni.
împreună cu ei, e familia bisericii, căreia îi pasă, care este acolo, gata să mijlocească și să facă tot ce trebuie și dumneavoastră. Sunteți interfața. Continuați să iubiți. Nu închideți ușa. E mai ușor să dai la o parte copilul problematic decât să-l ții acolo. Eu știu asta. E mai ușor să înlături cel care creează tot timpul probleme decât să-l ții acolo, dar continuați să iubiți. Închei întrebându-vă ce vă aduceți aminte când vă gândiți la învățătoarea de la școala duminicală pe care dumneavoastră ați avut-o. De lecțiile ei? De poveștile pe care vi le spunea? Probabil că și de astea. Dar este ceva ce a rămas în inima noastră a tuturor. Știți ce ne aducem aminte? Dragoste. Dragoste. Ne aducem aminte că ne iubea. Așa trebuie să fie profesor de școală duminicală. Să fie iubit de copii. Copiii abia să-l aștepte. Copiii abia să-l vadă în biserică, pentru că el e reprezentantul lui Dumnezeu pentru ei. Și pe Dumnezeu nu vrem să facem altceva decât să-l iubim, nu? Din toată inima noastră. Asta și vrea Dumnezeu de la noi. Dragoste. S-ar putea ca o parte. Nu mi-aș dori asta. Nici dumneavoastră nu vă doriți asta. Dar s-ar putea ca o parte să treacă o perioadă de rătăcire în lume. Lăsați să-și aducă aminte în rătăcirea lor că erau iubiți. Că erau iubiți. Lumea îi închide, îi înlătură. Noi trebuie să fim acolo, gata să-i iubim. Iar iubirea este sângeroasă. Priviți la Golgota. Iubirea este dureros. Continuați să iubiți. Deci ce trebuie să facem? Două lucruri, prevenție și acțiune. În prevenție ce? Prezență și educație. În acțiune ce? Acțiune și iubire. Și iubire. Mă rog din toată inima Domnul să ne ajute. Nu vă temeți. Închei cu asta. Nu vă temeți. Sunt complicate vremurile în care trăim? Sigur. Sunt tulburi? Sigur. Dar dacă noi suntem slujitorii pe care Dumnezeu i-a chemat pentru etapa asta istorică, fiți siguri că acest Dumnezeu știe și să ne duce, să ne echipeze pentru a putea sluji cu excelență generația acesteia. Iată ce vă doresc. Să vă dea Domnul harul ca împreună să slujim cu excelență generația acesteia și toată biserica să zică amin. Amin. Vă mulțumesc. Domnul să binecuvinteze pe Ciprian. Stând aici pe scaun, am constatat că în martie, când am avut noi ședința și am ales tema, subiectul tratat astăzi nu era atunci așa în vogă. Chiar am avut câteva discuții că n-ar fi bine să spunem la copii despre astea și așa. Dar cei care ați urmărit ultimele, nu știu, 3-4 săptămâni, în media ce se întâmplă pe subiectul acesta, ne-am dat seama că exact la fix am venit cu subiectul acesta. Ciprian, Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc. Ne să-ți dăm și ție revista Margaritară și mulțumesc. Oceanele. Mulțumesc frumos. Rodul muncilor noastre și Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc și pe voi. Alături de noi. Mulțumesc. Pace, numele meu este Eliza și astăzi vreau să vă prezint o lecție obiect. Pare rău, și aș vrea ca pentru câteva momente să ne imaginăm că suntem copiii noștri de la grupă și atunci când pun întrebări sau chiar când o să chem în față, o să vă rog să mă ajutați. Bun. Vă place să primiți cadouri? Și mie îmi place foarte mult, dar vi s-a întâmplat vreodată să primiți un cadou care nu vă place sau la care vă gândiți că n-aveți nevoie de el?
Și ce ați făcut? Ați zis, nu mi-l trebuie, du-te de aici cu el. Ce ați făcut? L-ați luat și i-ați mulțumit, așa-i? Așa am făcut și eu de multe ori. Dar vreau să vă spun astăzi că și lumea de astăzi ne oferă în fiecare zi, ne oferă câte un cadou. Dar noi trebuie să vedem ce să facem cu ele. De multe ori ne oferă cadouri foarte folositoare și bune, care ne plac nouă și ne ajută să ne dezvoltăm creșterea noastră, atât creșterea noastră spirituală, cât și cea de zi cu zi, cea intelectuală. Dar și aceste cadouri trebuie să le primim, să le acceptăm și să le folosim. Dar de multe ori se întâmplă ca să primim și cadouri care sunt nefolositoare, care par să ne placă, sunt împachetate frumos, dar nu ne ajută la nimic, nu ne sunt de nici un folos. Și cu aceste cadouri pe care ne le oferă lumea, nu trebuie să facem cu acele cadouri care le primim de ziua noastră, să le acceptăm, să mulțumim frumos și să le lăsăm acolo. Nu, trebuie să spunem din start, nu, nu am nevoie de el, nu-mi trebuie și să îl refuzi complet. Și aici am câteva cadouri și o să chem câțiva dintre voi, cine vrea să vină să mă ajute, să deschidă câte un cadou. Aici am cadouri folositoare care ne ajută să ne dezvoltăm și să creștem, dar și câteva cadouri care nu ne ajută absolut deloc, ba mai mult ne distrug viața noastră. Și cine o să vină în față să deschidă câte un cadou, o să vreau să spună, să arate ce cadou este și să spună dacă e folositor sau nu, dacă e folositor, de ce este folositor, cu ce îl poate ajuta, dacă nu este folositor, tot așa, și chiar să-l arunce la gunoi, să-l refuze complet. Cine vrea să mă ajute să vină în față? Hai, te rog! Da. Să vedem, poți să-și arăți? Exact ce aveam nevoie. Poți să le spui dacă este folositor sau nu și cu ce te poate ajuta? Da, este un cadou folositor și de ajutat acum nu mai sunt la școală, la liceu, dar o să-l citesc. Este un atlas care ne ajută să creștem, să ne dezvoltăm noi și înțelepciunea noastră și gândirea noastră ne ajută să creștem și să arătăm lumii că copiii lui Dumnezeu sunt cap și nu coadă. Mulțumesc! Poți să-l păsezi. Puteți să faceți și voi așa cu copiii, să luați cadouri care sunt folositoare și puteți să le lăsați lor. Altcineva? O să iau ceva mic. Poți să-l deschizi? Copiii fumătorilor sunt mai predispuși să înceapă să fumeze. Nu-i cazul în adunare, dar... Deci este un cadou foarte, foarte nefolositor. La gunoi cu el. Mulțumesc! Îl aruncăm și vedem și trebuie să refuzăm complet. E un cadou care ne distruge viața. Cum am văzut, a fost împachetat foarte frumos, ca și toate celelalte. Asta vrea să facă și diavolul, să-l împacheteze frumos, să ți-l prezinte și colegii și prietenii tăi vor veni la tine și vor spune, hai să stai cu noi, hai să fumezi cu noi, hai să vezi ce bun e, hai să vezi cât de mult o să-ți placă. Și da, la început poate să-ți placă, dar... Dar acest lucru va fi doar de suprafață, ca și ambalajul, dar de fapt te va distruge. Altcineva? Haideți!
dicționar de limba engleză, română. Da, este foarte folositor. Poți să-l păstrezi. Este un cadou foarte folositor care ne ajută tot așa să ne dezvoltăm creierul nostru, mintea care ne-a dat-o Dumnezeu. Bun, altcineva? Haide. Rupe tot. Un joc. Poți să ne spui dacă e folositor sau nu? Depinde. Poate fi și folositor și nu folositor. Folositor poate fi atunci când petreci timp cu prietenii și în loc să faci lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, poți să te joci. Și nefolositor e poate ai teme de făcut și tu în loc să faci temele, te joci. Exact. Bun. Mulțumesc foarte mult. Poți să-l păstrezi. Bun, am văzut că e un joc foarte folositor. Vrei să vii? Haide! Vedeți ce e? E foarte nefolositor. Mulțumesc foarte mult. Am văzut din nou că acest cadou a fost împachetat frumos ca toate celelalte și cum am spus, diavolul va încerca mereu prin prieteni, prin colegi, prin prieteni, așa zici, prieteni care vor încerca să te atragă doar înspre rău, înspre distrugere. Bun, mai avem încă 4 cadouri. Haideți! Cel mai nefolositor. Cel mai. Nu. Asta nu. Nu, nu, nu. La gunoi. Mulțumesc foarte mult. Exact. Filme nefolositoare la care prietenii mereu vor încerca să te atragă. Și spunându-ți că va fi bine și că totul e bun, dar de fapt te vor distruge. Bun, și mai avem încă 3 cadouri? Hai! Care vrei tu? Poți să-l deschizi? Deschide-l! Este foarte folositor în orice domeniu și da. Bun. Sper că nu scrie ceva pe ea, am luat-o de acasă, pot să-mi dai dacă vrei, poți să o păstrezi cum vrei tu. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Mai avem încă 2. Haide! Poți să te întoarci și să le arăți celor?
Este o carte cu poezii creștine și este foarte folositoare. Bun, mulțumim. Am văzut, este o carte cu poezii scrisă de oameni al lui Dumnezeu care au trăit experiențe minunate cu Dumnezeu și așa, din astfel de cărți, din astfel de lucruri, putem să învățăm despre Dumnezeu și cât de minunat a lucrat El în viețile altora. Și mai avem un singur cadou aici. Haideți! Numai să te întorci, să vadă. Ce avem acolo? Probabil zahăr, dar vreau să zic că e altceva. Foarte nefolositor. Bun, mulțumesc. E arăta ca și zahărul exact, dar știm toții că am vrut să semnifice altceva. Ceea ce ne-a vorbit și fratele Ciprian. Acest lucru, drogurile, sunt un lucru, un cadou pe care lumea ni le oferă. Un cadou foarte nefolositor, un cadou în ghilimele. Care, din nou, împachetat foarte frumos. La început este gratis, nimeni nu-ți cere nimic și toată lumea știe că toată lumea iubește lucrurile gratis. Dar noi trebuie să învățăm pe copii că cât de mult rău face acest lucru și că noi suntem lângă ei, să putem să-i ajutăm ori de câte ori au nevoie, cu orice fel de întrebări, și să învățăm că din start trebuie să spună nu. Și mai avem încă un cadou, vreau să vă mai spun despre încă un cadou care nu-l pot arăta, nu-l pot împacheta, dar este cel mai frumos cadou. Gândiți-vă pentru un moment la lucrul care vi l-ar plăcea cel mai mult să-l primiți acum. Gândiți-vă că acest cadou este de un infinit de ori mai frumos, mai bun, mai plăcut decât orice plăcere pe care această lume v-ar putea da. Și acest cadou este viața veșnică. Dumnezeu ne oferă acest cadou în dar, gratis, fără niciun preț. Nu trebuie să faci nimic, un singur lucru trebuie să faci. Trebuie să vii la El și să-i accepți. Doamne, vreau acest cadou. Vreau să te primesc pe tine în inima mea, ca tu să-mi conduci viața mea, să fii tu cadoul meu. În momentul în care tu vei accepta acest cadou, nu-ți va mai trebui niciun alt cadou. Dumnezeu nu-ți spune că oamenii nu vor mai, diavolul și oamenii nu vor mai veni la tine să-ți dea cadourile lor, cadourile lumii. Ba mai mult, lumea va veni mai mult și mai mult, te va tenta mai mult și mai mult înspre păcat, înspre lume. Dar tu alege cadoul perfect, alege cadoul vieții veșnice. Când tu vei face acest lucru, Dumnezeu va fi cu tine și te va ajuta să spui nu oricărui păcat, oricărui cadou care lumea aceasta ți-l oferă. Amin. Mulțumesc! Mulțumim. Greu cu cadourile, mai ales când le primești așa, ai vrea să le păstrezi, dar unele nu sunt potrivite. Mergem mai departe. Afișește rău codul. Am spus mai devreme că avem și un chestionar. Am vrea deja să-l afișăm, să-l scanați. Cred că aveți toți telefonul. Dacă este cineva care nu are telefon și nu poate scana, să ne spună și o să ne ocupăm să-i dăm un device ca să completeze. Nu am mai listat, am salvat pomii, cum se spunea mai devreme. Eventual pe parcurs poți să mai afișezi din când în când, poate cineva se răzgândește și să mai scaneze, să completeze chestionarul. Să mă dau la o parte, am înțeles, mă scuzați. Așa. Vreau să mai anunț un moment surpriză care va fi la final. Și acum să fiți atenți ca și la copii. Surpriza este că mai avem cadouri pentru voi, pentru că va mai fi și o tombolă. Așa că nu vă grăbiți să plecați acasă, pentru că mai avem surprize. Ok, o scanat? Nu se vede. Vedeți pe ecranul mic din spate, încercați acolo? Poftim? Dani, te ocupi tu, că tu știi cine l-a creat. Imediat. O să afișăm puțin mai târziu, remediem problema și după ce se termină următorul seminar,
verifici, te rog, codul, să scanezi dacă merge și după aia poți să-l afișezi. În continuare, fratele Bogdan Șuleri are cuvântul. Dați-mi voie să vă spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și să știți că mă simt onorat ca astăzi să pot să împărtășesc cu voi cel de-al treilea seminar. Mă bucur că Dumnezeu a rânduit să avem și o tombolă la sfârșit, pentru că așa n-o să plecați și o să fiți și atenți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Poți să-mi dai drumul la slide, te rog. Am făcut aici în timp ce fratele Adi predica. Am făcut și eu repede un slide pe tabletă. Dacă o să vedeți ceva greșel pe el, mă scuzați, l-am făcut astăzi în timpul celui de-al primului curs. Ideea e în felul următor. Aș vrea să vedeți un pic ceea ce o să vă vorbesc, pentru că ceea ce abordez eu în seară, în după-amiaza aceasta, e o problemă foarte spinoasă a generației noastre. Chiar mă gândeam când frații m-au sunat și mi-au propus să abordez tema aceasta la conferința regională Arad, că nu știu cum se face, dar de obicei tot mie îmi cad problemele astea. Dragii mei, sunteți aici niște oameni binecuvântați. M-am uitat așa un pic, v-am studiat, m-am uitat la fiecare dintre dumneavoastră, pe unii dintre voi vă cunosc, dar îmi dau seama că între noi sunt și învățători la o vârstă mai așa, cer să mă exprim, să nu se simtă cumva cineva mai în vârstă, mai înaintați un pic. Voi, cei care sunteți tineri, o să mă înțelegeți exact ce vreau să spun în această după-amiază. Și mă rog, și m-am rugat pentru după-amiaza aceasta, și mă rog Duhului Sfânt ca Dumnezeu să poată să-mi dea putere să vă explic cât pot eu de bine cu ajutorul Lui, problemele cu care copiii se confruntă, și ce trebuie să facem noi și cum trebuie să facem noi ca problemele acestea să fie biruite. Slăvi să fie Domnul. Scumpii mei, trebuie să țin într-o anumită parte sau? Ok, merge. Mulțumesc. Dragii mei, o să vreau să încep vorbirea mea din după-amiaza aceasta cu problemele lumii virtuale. Le iau așa în ordine, apoi o să ne apropiem de problemele sexuale. Știți, e un subiect atât de actual în vremea noastră. Voi, dumneavoastră ați văzut ca și învățător de școală duminicală că dacă vrei să lași un copil liniștit și să n-ai treabă cu el, știi ce trebuie să faci, nu? Să ai pui un telefon în mână. Vă spun sincer, mă uit ca unul care am copii și îmi dau seama că e atâta de provocatoare lumea asta virtuală, deși ies niște copii, deși spui, mă, ce ar putea să facă ei, cum ar putea să le placă lor un telefon sau cum ar putea să le placă lumea asta virtuală, dar să știți că mi-am dat seama, copiilor le place de multe ori mai mult decât ne place nouă lumea aceasta virtuală. Și am dat eu aici așa un titlu, așa m-am gândit să sune mai wow, un teren de joacă fără granițe pentru persoanele fără discernământ. Scumpii mei, m-a ajuns tu? Nu știu de ce nu merge. Acum. Așa. Bun. O să vreau să vă spun câteva lucruri despre lumea virtuală. Unele dintre ele le cunoașteți, unele dintre ele nu le cunoașteți. Acum, dumneavoastră știți că profilul meu e așa mai mult de evanghelist, chiar le spuneam fraților în backstage acolo. Și o să încerc să fiu cât pot de practic astăzi, pentru că eu nu sunt așa de familiarizat cu studiile. Dar o să încerc să vă explic cu ajutorul Domnului și mi-am intitulat eu aici primul punct al lumii virtuale. Lumea virtuală oferă aproape, să nu zicem chiar orice, că nu poți avea acces chiar la toate informațiile, aproape orice la persoanele fără discernământ, adică la copii. Dumneavoastră știți că la un clic distanță ai aproape tot ce-ți dorești. Și trebuie să recunoaștem că generația noastră și copiii cu care noi avem astăzi contact sunt atât de deștepți încât ne depășesc pe mulți dintre noi.
Știți că eu când am probleme, de exemplu, cu tableta sau când am probleme cu telefonul, știți unde mă duc? Eu nu mă duc la tata meu. Nu mă duc nici la păstorul bisericii. Nu e așa? Știți la cine merg? La un adolescent. Hai mă, fă-mi și mie telefonul ăsta. Ți-l rezolvă imediat. O să vreau să vă expun un pic realitatea digitală. Dragii mei, vorbim despre lumea virtuală. Ce înseamnă lume virtuală? M-am gândit eu. Universul de rețele sociale, ascultați-mă, de jocuri, de rețele de socializare, până la platforme de streaming. Adică găsești orice. Rețelele sociale unde poți să vorbești cu oricine, poți vorbi orice, poți intra și ați văzut acum avem rețelele acestea de socializare care ori, dacă vreți, ori pus așa, dacă vreți, laba pe noi. Tot ce înseamnă Instagram, tot ce înseamnă Facebook, tot ce înseamnă TikTok, cât îți de mici copii, ei știu să le folosească. Mi-aduc aminte că în tabăra cu copii de la anul acesta, eu nu sunt învățător la școala duminicală, dar am participat la tabăra cu copiii care am avut-o în regiunea de sud a țării. Cumva părinții m-au rugat să mă duc eu ca și părinte, ca și coordonator responsabil pe autocar. Am încărcat de undeva dintr-un județ din România vreo 50 de copii și eu am căzut la sor să merg cu copiii ăștia. Știți ce m-a întrebat copiii ăștia prima oară? Zice, nenea, că erau și de ăștia necredincioși, zice, nenea, aveți TikTok? Nu e interesat ce facem în tabără, nu e interesat lecțiunile, nu e interesat cât facem până la tabără. Zice, nenea, aveți TikTok? Pentru că prind lucrurile astea. Uitați-vă dacă stai să vorbiți cu ei despre anumite filme, ei știu tot. Filmul ăla. Uitați-vă că sunt așa de conectați la lumea asta virtuală. Deci lumea virtuală înseamnă universul de rețele sociale, jocuri, rețele de socializare și toate platformele acestea. Scumpii mei, la accesibilitate și consum m-am gândit, poți avea acces la aproape orice. E atât de ușor să ai acces la tot ce-ți dorești. Orice curiozitate pe care o ai. O apărut acum și eu nu mi-am notat, dar o să vă spun câteva lucruri. Eu am rămas șocat și dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră folosiți inteligența aceasta artificială. Îs șocat! O zis un tânăr, frate Bogdan, hai să-ți arăt ceva, zice. Pe ce text vrei predică? Zice, acum îți fac, în 30 de secunde îți fac o predică. Taci, mă, de gând, cum să-mi faci. Și o să dăm un text. Apoi am dat eu un text de ăla, am zis, mă, nu faci asta predică de aici veci. O veni la mine, zice, uite, bă copile, am zis, tu de unde ai copiat-o? Zice, hai să vă arăt, inteligența artificială. Scumpii mei, lumea aceasta digitală e plină de exemple cu conținut periculos. Unii dintre dumneavoastră ați navigat pe acolo și Dumnezeu v-a scos. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Unii dintre dumneavoastră, și trebuie să spun și asta cu părere de rău, încă mai aveți problema aceasta. Și va trebui să vă aruncați în brațele lui Dumnezeu și cu ajutorul lui și o să învățăm cum să ieșiți de aici, ca Dumnezeu să dea biruință vieții dumneavoastră. Atâta de mult conținut periculos în tot ce înseamnă digital. Gândiți-vă că aveți așa de ușor acces și se vorbea aici și se arăta DVD-ul acela cu plus 18 la nulitate, la pornografie, la violență, la manipulare și o să discutăm despre fiecare pe rând. Lumea aceasta e plină de conținut foarte, foarte periculos. Știți care e problema în lumea aceasta? Că oferă orice la persoane și aici o să vreau să vorbim un pic la persoane fără discernământ. Și o să vreau să vă prezint un pic ce se întâmplă atunci când lipsa discernământului în era digitală nu există. Pentru că vorbim de niște copii, vorbim de niște adolescenți, de niște oameni care unii pot avea cât de cât discernământ, unii nu pot avea deloc. Discernământul este capacitatea de a judeca lucrurile la justa lor valoare. Se spunea aici înaintea mea și dumneavoastră știți, noi avem o hartă după care ne ghidăm. Noi avem o carte după care mergem. Cartea aceasta ne învață ce este bine și ce este rău. Copiii din pricina faptului că nu știu să citească sau alții nu vor să citească sau nu găsesc Biblia ca și carte de căpătâi, ajung să nu aibă discernământ. Lipsa discernământului. Scumpii mei, factorii, și o să vă vorbesc despre factorii care duc la lipsa de discernământ. Unul dintre factori, mi-am notat eu aici așa,
nu le-am mai scris, aici lipsesc, o să vi le zic eu. Unul dintre factori este dorința continuă de a vedea și a auzi ceva nou. Știți că noi avem și versetul biblic acela din Eclesiastul 1 cu 8, ne spune așa, toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Așa cum nu se poate spune, și ascultați, ochiul nu se mai satură privind. Acum vreau să vă întreb ceva și dacă există cineva sincer în seara asta și are curajul să o recunoască, poți să ridice mâna. V-ați săturat vreodată stând în fața telefonului sau a calculatorului? Niciodată. Niciodată, parcă nu te mai saturi. Și o să vorbim și de ce nu te mai saturi. Ei, uitați-vă, vă rog, la copii. Copiii pe care dumneavoastră educați, copiii la care dumneavoastră le țineți lecții duminicale, îs curioși din fire. Aduceți-vă aminte când ați fost dumneavoastră copii. Eu acum vă spun o experiență din viața mea. Eu nu vin din familie de credincioși, dar mi-aduc aminte că pe la vreo 7-8 ani de zile am descoperit că nu există Moș Crăciun. L-am prins. Într-o noapte am zis, nu dorm, îl prind, acum îl prind. Aveam eu așa ale mele. Bineînțeles că nu se deghizau părinții mei. Am văzut pe părinții mei că s-au dus acolo, au pus cadourile, mi-am dat seama că nu există. Știți ce am făcut de la 7 ani până aproximativ la 14 ani? Bineînțeles, la 14 ani eu nu eram așa de inteligent cum sunt copiii de astăzi. N-aveai atât acces la cunoștință și așa mai departe. Știți care era, sau ce făceam eu începând de la 1 decembrie? Scormoneam toată casa și știți ce căutam? Cadourile. Erau momente când eu mă jucam săptămâni întregi cu cadourile care veneau puse sub brad acolo. Așa era. Mi-aduc aminte că ne-a cumpărat mama cu tata casetofon din acela cu căști pe urechi, cu baterii și cu casetă. Care a prins casetele de aici? A prins? Câțiva dintre voi, așa e. Eu ascultam muzică la casetofonul ăla, mini casetofon sau cum îi ziceam, cu o lună înainte de sărbătorile de iarnă. De ce? Pentru că curiozitatea era în mine. Copiii sunt atât de curioși, va trebui să aveți grijă. Curiozitatea îi împinge și curiozitatea este unul dintre factorii care nu-l va lăsa pe copil să aibă discernământ. Uitați-vă ce m-am, presiunea anturajului de a fi în top cu ei. Și se vorbea aici, vorbea fratele Adi și m-am gândit în timp ce vorbea, câtă presiune pune anturajul pe noi. Dragii mei, vă slujesc în după amiaza asta ca un tată. Copiii mei vin la școală, vin de la școală și îmi pun niște întrebări. Vă spun sincer, efectiv mi se blochează mintea. Tati, vreau să fiu și eu în top cu. Și te miri câtă presiune pune anturajul. Și copiii pe care dumneavoastră îi slujiți merg la școli. Nu toți au harul să meargă la școli duminică, la școli creștine sau la școli private. Dragii mei, un alt factor pe care eu l-am notat e lipsa educației digitale. Și aici o să vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Aici, dumneavoastră, ca și profesori, ca și învățători, va trebui să vă faceți foarte bine treaba. Va trebui să le explicați copiilor de ce nu este bine. Trăim într-o generație la care nu mai poți să spui n-ai voie. Nu-i așa? Îi spui, n-ai voie să faci aia. Știți care e următoarea întrebare a copilului? De ce? Tu trebuie să-l convingi de ce. Tu nu poți să-i spui numai că n-ai voie. Vreți să vă spun cum era în generația mea și cei care sunteți mai în vârstă o să confirmați asta. Spunea mama, n-ai voie. N-aveai curaj să mai întreb de ce. Că se răspundea. Și voi știți cum, nu? Dar întrebai profesorul de ce, nu? Dar întrebam noi careva... Care ați prins linearele mari de 30 de lemn? Le-ați prins, da? Dar care ați luat bătaie cu ele? Eu am luat. Dar nu aveai curat să mai întreb. Doamna învățătoare, de ce e așa? Șterge tabla, de ce? Nu întrebai de ce, că se lipea linearul ăla de palma ta. Și știți care era paradoxul? Că te bătea odată învățătorul sau te bătea odată profesorul la școală și ajungeai acasă și tu erai, te mai punea, pe mine mă punea câteodată să stau cu degetele așa și ajungeai acasă cu degetele umflate și zicea mami și tati, ce ai făcut? Zice, treci încă o tură și mai luai o tură. Nu mai slujim în generația aia. Era ușor în generația mea să-i spui unui copil, nu mai juca fotbal în fața blocului, nu? Lua mingea, se ducea frumos acasă. Era ușor în generația noastră să spui unui tânăr din biserică, nu mai fă lucrul ăsta și nu-l mai făcea. Astăzi când mergi și spui în felul următor, nu ai voie să faci asta, știți ce te întreabă? De ce? Și trebuie să ai argument.
Trebuie să-i spui, n-ajunge. Ați văzut? Eu am văzut așa în viața mea de slujire. Sună oamenii cu tot felul de probleme. Aseară când veneam spre Arad pe mașină împreună cu fratele Tony, eram în dreapta, cred că era peste 12 noapte. Eu stăteam pe mesaje, mă zăpăcea cineva la cap cu mesaje. De ce spun că mă zăpăcea? Nu vrea să înțeleagă. Am întrebat până la urmă, zis, nu te supăra, tu vrei să te faci bine sau tu vrei să-ți expui părerea în fața mea? Nu! Avea nevoie de explicație. Nu-i ajungea explicația că așa spune Domnul, că așa spune Biblia. Trăim într-o generație complicată și trebuie să recunoaștem asta, scumpii mei. Dragi învățători, trebuie să recunoaștem că nu mai merge doar să poruncești. Informați-vă. Citiți. Eu nu pot să acumulez toată învățătura și tot ce aș putea să vă zic despre lumea digitală. Nu vă spun cât am căutat ca să fac studiul ăsta. Nu vă spun cât am citit și cât m-a durut capul ca să pot să vă prezint ceea ce vă prezint și să fie în regulă. Citiți despre era digitală și vorbiți copilului. Vă spun ceva, să știți și o să ajungem acolo la părinți. Să știți că părinții nu prea vorbesc cu copiii lucrurile astea. Eu cred că școala duminicală, învățătorul de școală duminicală este cel mai important lider în viața copilului care ar trebui să-l învețe despre educația digitală. Și vă spun de ce. În primul rând, la grup, învățătura se primește mult mai ușor. Dumneavoastră aveți capacitatea și ați văzut aici o grămadă de exemple prin care trebuie să ajungeți și cum puteți ajunge la inima copilului. Am observat un lucru în generația noastră. Părinții își fac din ce în ce mai puțin timp de copilor. Nu-i așa? Voi sunteți, spunea fratele Ciprian, și așa de mult mi-a plăcut și o să vreau să repet lucrul ăsta. Sunteți mâna lui Dumnezeu pentru copiii pe care îi slujiți. Educații digital, explicații. Mi-ar fi plăcut să fie și un telefon în cadourile. Eram lipsa educației digitale. Scumpii mei, haideți să vă prezint consecințele lipsei de discernământ, dezinformare și propagandă. Fără discernământ, copilul poate cădea pradă știrilor false, teoriilor conspirației. Ascultați-mă, ajung să iei copiii decizii greșite în viață pentru că consumă anumite lucruri de pe internet fără discernământ. Pentru că s-a trezit un vlogger pe care majoritatea copiilor îl ascultă, pentru că s-a trezit unul care peste noapte se crede vedetă și a făcut TikTok, are 2 milioane de urmăritori, vinde o prostie și copilul fără discernământ nu știe să iei bine decizia. Voi sunteți mâinile lui Dumnezeu care trebuie să îndreptați lucrurile acestea. Scumpii mei, expunerea la conținut neadecvat, violență, jocuri care au ca final sinuciderea. Cine a auzit de balena albastră? Vă aduceți aminte? Cine a auzit, nu mai știu cum se numește, era jocul ăla de căutai Pokémon. Oameni buni, am citit căutând pentru studiul ăsta, păstor în America își pierde viața căutând Pokémon. Și am slăvit să fie Domnul. Ăla nu merita să fie păstor. Ăla trebuie să fie la biserică, nu să caute Pokémon pe nu știu ce dealuri. Hai să vă spun ceva. O să vă dau foarte puține informații pentru că nu vreau să deschid ochii cuiva, dar vă spun lucrurile astea, am voie să vi le spun. Cu ani de zile a venit la mine la consiliere un hacker și copilul ăsta avea 16 ani, dar ce a putut să-mi povestească pruncul ăsta, eu n-am crezut că există. Și vorbim de câțiva ani în spate. Există câteva platforme, la fel cum sunt motoarele acestea de căutare Google. Știți, noi avem acces ca și internauți avem acces doar la motorul acesta, da, Safari pentru Apple și așa mai departe. Ideea e în felul următor. Mai există încă o dimensiune a internetului, DeepNet și DarkNet, unii dintre voi ați auzit. Dragii mei, platformele acestea ce fac? Motoarele de căutare care sunt folosite în dimensiunile acestea, fac în așa fel încât tu nu poți fi găsit. Adică îți schimbă IP-ul la câteva secunde, nu știu exact câte secunde. Adică în 10 minute de navigare, tu ești în Canada, ești în Olanda, ești în Italia și așa mai departe. Adică nu te poate găsi nimeni. Nu poate găsi ce vinzi, nu poate găsi ce cauți. Și prin faptul că îți oferă protecția aceasta,
Tu ai acces acolo la foarte, foarte, foarte multe lucruri mizerabile. Ascultați-mă ce îmi povestea omul acesta. Acum noi când vorbim de video chat, ne gândim la partea de nud. Și toată lumea când aude video chat, se gândește la partea aceea sexuală. Să știți că video chat-ul e de mai multe feluri. Eu n-am știut asta. Și am aflat-o cu ani de zile în urmă. Există video chat care promovează violența. Și copilul acesta de 16 ani, cu care o lună de zile am umblat, ne-am rugat și am postit înaintea lui Dumnezeu să scape de traumele pe care le-o primit, le-o avut, le-o luat din pricina faptului că a navigat pe unde nu trebuie. Omul era foarte bun, era hacker, omul era cum vă spun, de o inteligență rară era omul, nici măcar nu e din România. Este român, dar nici măcar nu stă în România. Și omul acesta îmi spunea că la un moment dat, navigând, o dat peste un joc care se numește Red Room. Unii ați auzit? Așa e? Cine a auzit de Red Room? Mâna sus. Vă spun eu cu ce se întâmplă. Există o cameră unde există un scaun, unde există un călău mascat, unde există un om din țările astea sărace, luat, răpit, pus acolo pe scaun și tu stai la video chat. Și spui așa, 200 de euro, scoate un ochi. 500 de euro, tai o mână. 300 de euro, smulge o unghie, până când omul ăla moare. Oameni buni, l-am întrebat pe copilul ăsta de 16 ani, vă spun sincer, și acum se ridică părul pe mine când îmi amintesc ce-mi povestea pruncul ăsta. La 16 ani. Și am spus, omule bun, ce simțeai că tu dădeai bani să-i smulgă ăla unghie, ce simțeai? O zis, Bogdan, nici nu poți să-ți imaginezi ce sentiment de om puternic aveam în momentele alea. Oameni buni, nu vreau să vă spun mai multe. Deci copilul ăla ce-a putut să-mi spună și ce-a putut să-mi relateze, vă spun sincer, 2 zile nu am închis ochii. Sunt slujitor al lui Dumnezeu și au 10 de mărturisiri. Niciodată în viața mea n-am fost așa afectat cum am fost acolo. Copil de 16 ani. De-aia vă zic lucrurile astea. Nu vi le-aș fi zis niciodată. Am voie să vi le zic. Dragii mei, conținuturi violente. Știți care mai sunt consecințele lipsei de discernământ? Compromiterea securității. Gândiți-vă dumneavoastră, am părinți care m-au sunat și mi-au spus, copiii mei au accesat anumite link-uri. Nici nu și-au dat seama. Au primit link. Dacă vrei să sunt o tanti bătrână singură în Irlanda de Nord, dacă vrei să primești moștenirea mea, trimite 300 de euro. Și copilul, de pe cardul părinților, o trimis. Stai să vă zic din familia mea. Într-o zi eram la slujbă, nu m-a primit mesaje. 9,99 lei. Barbie, nu știu ce, games, nu știu. Bă, ce, Doamne? 9,99 lei. Solitaire, nu știu de care. Doamne, eram la slujbă, nu puteam să sun pe nevastă mea. Copiii mei acasă pe tabletă, cumpărau jocuri. Că ei nu știau ce, tati, dar-s cu bani? Păi normal că-s cu bani. Tati, dar ai plătit? Normal că am plătit. Bomboanele săptămâna asta nu mai există. Le-ați cumpărat jocuri. Deci că ei n-au discernământ. Sunt copii. Vă mai spun ceva. Polarizare și izolare. Ajung copiii pe anumite platforme și o să vă spun un lucru care l-am găsit. M-a șocat. Am verificat să văd dacă e adevărat, este foarte adevărat. Există platforme eco, așa se numește, dar v-am spus, vreau să vă dau cât de puține detalii, că n-aș vrea să deschid ochii cuiva. Pe platformele alea, ești cine vrei, te întâlnești cu cine vrei și faci ce vrei. Știți care era partea wow? Unul chiar avea interviu, i-am văzut video pe YouTube, avea biserică. El era pastorul, se întâlnea cu alți oameni virtuali, erau acolo împreună. Știți ce se întâmplă pe platformele acestea eco? Se adună oameni care gândesc la fel, care văd lucrurile la fel și ajung copiii să se izoleze de ceilalți oameni. Oameni buni, noi ca să fim, sau copiii pe care dumneavoastră îi educați, ca să fie niște copii care se dezvoltă normal, ei trebuie să aibă un echilibru. Nu-i bună nicio extremă. Platformele astea eco, de fapt asta fac, trag copiii în aceste extreme. Efecte negative asupra sănătății fizice și mentale. Acum gândiți-vă un copil care stă foarte mult pe telefon, oboseală. Gândiți-vă că unii poartă ochelari din pricina faptului că au stat prea mult pe telefon. Ați auzit de cazuri de astea? Părinții ca să, efectiv, fără să-și deie seama, au lăsat copiii acolo în fața telefonului și apoi și-au dus și-au dat o grămadă de bani pe ochelari.
Efecte, gândiți-vă, ale sănătății mentale, depresie, anxietate, afectarea dezvoltării sociale ale copilului. Dragii mei, persoanele fără discernământ, cum sunt copiii, nu au ce să navigheze singuri. Acestea sunt consecințele lipsei de discernământ. Aș vrea să merg mai departe și să vă mai spun câteva lucruri importante. Știți ce se mai întâmplă în lumea virtuală? Acolo ești cine vrei tu, nu cine ești cu adevărat. Acolo poți să fii cine vrei. Vă zic o experiență pastorală. Mă duc într-o familie, sora cu fratele nu se înțelegeau și ajung acolo la familia respectivă, intru pruncul îmbrăcat în dinozaur. Cu codă, cu... Bă, vină încoace, eu și așa mai câteodată. Vină încoace, mă. Cine ești tu? Dino, nu știu cum. Bă, nu mă, cine ești tu? Dino, nu știu ce m-a mai zis el. Știți, frate, sora, cumva se scuze, el să uită, mi-a arătat desenele, ce să uită, ceva. Pentru că acolo copiii cine vor ei, nu cine sunt cu adevărat. Oameni buni, când ai ocazia asta sau când copilul poate să fie cine vrea el și nu cine este el cu adevărat, automat se creează o criză de identitate falsă și în primul rând pe plan personal. Copilul ăla își rupe relația cu Dumnezeu. Și o să ziceți acum, bine bă, frate Bogdan, dar ce relație cu Dumnezeu poate să aibă copilul? Vă spun ceva, credeți-mă, am văzut copii care au relație cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte că odată am avut acces să ascult o rugăciune a unei fetițe de 6 ani jumătate. M-am șocat. Soția mea a zis, vină să sau ceva. Vă spun sincer, m-am uimit. Știți ce se ruga o fetiță de 6 ani? Doamne Iisuse, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Și a zis, wow! Mă credeți că ei la 6 ani, la 7 ani, la 9 ani, la 10 ani știu mai multe decât credem noi că știu? Credeți asta? Credeți că ei cu un pas, doi, cel puțin înaintea ce credem noi că sunt ei? 100% ruperea relației cu Dumnezeu, pierderea identității, pierderea mărturiei personale. Oameni buni, ajung unii copii să nu mai știu cine sunt. Ei-s Dino, ei-s Spider-Man, ei-s... Și acum dumneavoastră știți că vă confruntați de atâtea ori la școlile duminicale. Stres și epuizare emoțională. Pierderea păcii, da? Pacea o dă... Nu mai are... Faceți un experiment. Ați observat că copiii care consumă foarte mult material digital sunt mai agitați decât ceilalți? Ați observat asta? Eu vă spun un lucru. Uite un experiment pe care noi l-am făcut ieri. Am fost foarte ocupat. Aseară o trebuie să fiu la o biserică să predic acolo și soția mea a vrut neapărat să vină cu mine. Și a zis, măi, hai că, uite, lăsăm copiii acasă, pentru că era acolo în jurul orașului unde locuim. O zis, lăsăm copiii acasă. Da, fata cea mare a zis, tati, dar nu ne lași și tableta. Hai mă că vă las, numai să mă duc, m-am gândit, hai că vă las. Bun, tabletele noastre o să vă spun după aia cum sunt. Sunt codate și nu așa, nu au ei acces la tot ce vor ei. Bun. Scumpii mei, am venit acasă. Cu cine să te mai înțelegi? Cu nimeni. Să uită nevasta la mine și zice, dă-i pace, hai să mergem să ne rugăm, că s-a uitat pe tabletă. Copiii care petrec mult timp în fața lumii digitale, își pierd pacea. Stresul și epuizarea emoțională. Când ajungi epuizat emoțional, simți că te învârți în cerc. Ascultați-mă, ajung copiii cu emoțiile negative să fie mai mari decât emoțiile pozitive. Și vedeți că ei cresc. Ați întâlnit în drumul vieții voastre oameni negativiști? Să știți că majoritatea pleacă cu negativismul ăsta din copilărie. Și apoi dorința de izolare. Oameni buni, există o izolare. Dumnezeu vorbește despre izolare, dar eu vorbesc despre o dorință de izolare care nu vine din partea lui Dumnezeu. Când ajunge un copil să se izoleze pe termen lung, acesta poate să-i fie afectată sănătatea mentală, sănătatea fizică, chiar pierderea abilității sociale. Copii care se izolează, copii care stau singuri și apoi nu mai știu relaționa când merg la grup. N-ați observat că sunt copii care îi duci, nu se pot integra. De ce? Pentru că copiii ăștia și-au creat o identitate falsă pe plan spiritual, pe plan personal, mă scuzați, din pricina faptului că ei sunt cineva în mintea lor, în ei însăși și ăștia nu sunt ei în realitate. Știți ce se mai întâmplă? Creează o identitate falsă pe plan relațional. Să știți că mai ales jocurile astea la care copiii au acces.
Am citit niște statistici despre jocurile acestea. Oameni buni, dezvoltă în copii egoismul. El nu se preocupă decât își vede interesul lui. Numai pentru preocupare exagerată pentru propria persoană și pentru propriile interese, în detrimentul intereselor colective. Și acum eu vă întreb, porunca lui Dumnezeu care? Fiecare de capul lui sau o familie? Înțelegeți că copiii cresc greșit de mici? Stând pe jocuri, numai pentru ei, numai el să câștige. Dezvoltarea spiritului de competiție. Și acum o să ziceți, dar spiritul de competiție nu e bun. E bun până la un nivel. Ați văzut? Vă zic ceva. Dacă vreți să vedeți un om, duceți-l la fotbal. Sau nu știu, la volei, ce mai jucați voi. Sau ce... Mergeți și jucați o partidă de volei, de tenis. De ce vreți dumneavoastră? Și o să vezi fiecare ce fel de om e. Sunt oameni cu care nu te poți înțelege. Odată, într-o zi, m-au chemat tine. Frate Bogdan, eu nu joc fotbal. Nu joc, vă spun, nici nu-mi place. Mi-e și frică să joc, să nu îmi rup ceva. Nici nu știu să fug. Și am eu mai multe lucruri, nu vi le pot spune chiar pe toate. Tinerii, frate Bogdan, vrem să vii cu noi la campionatul de fotbal. Bă, lăsați-mă în pace cu campionatul de fotbal. Eu mai lipsesc când... Bun, la campionatul ăla de fotbal am văzut o chestie. Unul dintre lideri vrea să joace în echipă cu altul și s-a dus la cel care făcea, eu am auzit, el nu m-a văzut că am văzut, s-a dus la cel care făcea echipele și a zis, fă echipele, dar eu să cad cu. Și n-avea ce să facă, era păstor ăsta, știți? Trebuie să facă ce a zis cel care făcea echipele. Și mi-am dat seama cât e de competitiv. Spiritul ăsta de competiție, să știți că aduce peste copii de multe ori un stres. Ei sunt disperați tot timpul să fie pe locul întâi, să câștige, să nu piardă niciodată. Și vă spun lucrul ăsta și vă spun de ce. Una dintre fetele mele cele mai mari este o fată extraordinar de competitivă. Deci nu vă spun dacă ia locul 2 cât plânge. Nu vă spun cât stres e pe ea. Stresul e pentru ea să demonstreze că trebuie să fie pe locul întâi. Tati, dar în viață mai pierdem. Nu există la ea așa ceva. Teama de eșec. Deci nu vă spun dacă greșește. O greșit la o cântă. Eu vă spun, eu nu mă simt complexat. Mi-au zis frații în pauză, au zis, vezi că tu ai ultimul seminar, trebuie să cumva să nu-i lași pe frate să plece acasă. Și am zis, eu nu mă simt complexat de asta. Mă bucur pentru toate seminarele care au fost. Nu trebuie să fie a mea cel mai bun. Nu mă întreb cu absolut nimeni. Eu n-am nicio problemă. Mă întreabă soția, cum a fost la predică? Cum să fie? Zic, vai, așa mar, am dat-o în bară. Ce se întâmplă și la mine? Dar n-am o problemă cu asta. Eu știu să pierd. Și dacă nu a ieșit bine, eu mi-am făcut treaba. Dacă nu a ieșit bine, ce să fac? Am făcut tot ce am putut, tot ce o ținut de mine. Câteodată mă mai smerește și Domnul mai mă lasă așa să iasă, știi, să nu vă crească, să nu ne crească gradele. Dar spiritul ăsta de competiție îți aduce seamă de eșec. Auziți, relații deteriorate. Tu nu mai poți vedea în copiii, nu mai văd. Știți ce văd în ceilalți copii? Adversari. Mai gândiți-vă la un lucru. Focalizare doar pe rezultatele lui. Ați văzut lideri de ăștia care să câștige echipa, dar eu să fiu în față. Să câștige echipa, dar să se spună despre mine. Dezvoltă în ei spiritul de competiție. Dragii mei, vreau să vă spun foarte repede, lumea oferă, deci provoacă, lumea virtuală, am greșit aici, provoacă dependență la tot ce oferă. Sunteți de acord? Cine e de acord că lumea digitală provoacă dependență? Ceilalți înseamnă că n-ați intrat. Scumpii mei, provoacă dependență. De ce provoacă dependență? Provoacă dependență, mi-am notat eu aici așa câteva lucruri. Un pic, mă scuzați. Opresc eu microfonul. Eram la o conferință și știu să mi-l opresc. Frații, oprește, nu sufli nasul. Nu, știți. Scumpii mei, natura omniprezentă, fie că e vorba de timpul liber, fie că e vorba de muncă, majoritatea activităților noastre sunt în fața ecranului, de acord? Eu vă zic ceva. Alaltă ieri am descărcat un tir de mobilă cu încă niște fraze. Ne-am dus acolo, am crezut că leșin, am încercat eu să fug. Am zis, mă, duc șoferul la o cafea. N-am văzut, frate, eu zis, trebuie să descarci cu noi. N-am avut ce, mă strigau când mă ascundeam. Și mobila era toată împachetată.
Și auziți, era pe coduri de bară. Și acum cineva a zis, mă, hai să luăm hârtia, să notăm codurile de bară, să vedem care de unde îs. Și am zis, bă, nu se poate, hai că găsim o aplicație care să facă asta, nu? Pentru că așa îi. Faci un tabel, ne-am făcut programările de predică la biserică. Ce faci? Faci un tabel în Excel, totul e digital. Ești acolo, omniprezența, ești obișnuit. Scumpii mei, vreau să vă întreb ce acum ca învățători. Care ați ținut vreodată post de telefon? Dar sincer, Domnul să vă binecuvinteze. Și-am ținut. Dar e mai greu decât postul salant. Ascultați-mă, când am ținut prima dată post de telefon, mi s-a părut mai greu decât postul ăsta. Am zis, Doamne, mai bine țin un postul lui Stera, parcă e greu. De ce? Că ești obișnuit tot timpul cu el în față. Gândiți-vă, vă rog frumos, la dopamină și recompensă. Acum, eu nu o să vă explic, adică vă explic dacă nu știu, dar știți ce înseamnă dopamină, da? Substanța pe care o elimină creierul în momentul în care tu ai satisfacția aia. Păi, ce satisfacție ai când vezi că like la poză, nu? Mai ales surorile de școală duminicală. Ai postat o poză. Acum voi nu postați. Postați cum postăm noi, toți tinerii, da? Un cârnaț acolo. Că aia, e plin Instagram-ul. Cartofi prăjiți cu șnițel. Că n-am înțeles câteodată. De ce trebuie să postez ce mănânci? Da, e plin Instagram-ul. Trebuie să recunoaștem asta. Bun. Și ai postat șnițel vienesc cu cartofi prăjiți acolo. Și sora X de la școala duminicală, colega ta, îți dă like. Maxim. Creierul începe să producă dopamină. Și ascultați-mă, dorința asta de plăcere, de recompensă, că ție ți-o dat cineva like la cârnații ăia sau la șnițelul ăla, te face să intri. Provoacă dependență. Evadare din realitate. Ascultați-mă, acum eu vă spun vouă și să știți că la copii se manifestă la fel. N-ați avut momente în viață când n-ați avut chef de nimic, v-ați restras în camera voastră, ați stat pe social media și în momentul în care ați spus, bă, ok, uite, mai trebuie să citesc din Biblie, că te gândești că trebuie să și mă rog, ai pus telefonul jos, în momentul acela a venit peste tine o neliniște, o pace, o zi. Când ai luat telefonul, din nou sentimentul ăla de ok. Ați pățit asta? Eu am pățit cu ani de zile în urmă. Acum eu știu că voi sunteți mai pocăiți și n-ați pățit, dar eu am pățit. Oameni buni, evadezi prin social media și evadezi din realitate. Tu nu mai ești în realitate de zi cu zi, nu ești acolo între cârnați, între, nu, ce am vorbit mai înainte. Tu ești acolo. Vă mai spun ceva, designul intenționat al aplicațiilor, nu ați văzut că cei care creează aplicații le creează în așa fel încât să provoace dependență. Eu vă întreb, de ce putem sta, eu nu stau, Doamne, îți mulțumesc că nu stau, dar de ce se poate sta 7 ore pe TikTok? Eu cunosc tineri care au venit și mi-au spus, frate, zice, am exagerat. Ce? 7 ore pe TikTok? Domnul să te ierte. De ce poți sta o oră pe TikTok și nu poți face o oră altceva? De ce? Pentru că așa e creată aplicația. Tu dai, tot nou, nou, dai acolo, dai. N-ați observat cum te ține acolo legat? N-ați observat cum se îmbină algoritmurile astea care sunt create? Nu fac nimic altceva decât să creeze dependență. Exact așa e și la copii. Scumpii mei, mergem la ultima parte a lumii virtuale, foarte importantă. Soluții și strategii pentru cultivarea discernământului. Adică ce trebuie să facem? Ce trebuie să faceți dumneavoastră cu pruncii? 1. Să dezvoltați între copil și părinte dialogul. Știți ce spunea fratele Ciprian? M-am gândit și vă spun câteva lucruri pe care el nu le-a spus. E important, asumați-vă lucrul ăsta. Spuneți părinților. Chiar dacă, ascultați-mă, o să vă loviți de părinți, se spunea și cred asta, de părinți cu pieptul scos, că zic, bă, pruncul meu nu e așa. Bă, e așa. Asumă-ți lucrul ăsta, chiar dacă pare, dar eu, da, nu, asumă-ți. Stai de vorbă cu pruncul tău. Stai de vorbă cu copilul tău. Dezvoltă un dialog. Oameni buni, și eu am greșit. Și eu am făcut greșeli de genul ăsta. Știți cum m-a trezit pe mine Dumnezeu? Într-o zi, una din fetițele mele a venit la mine și a zis, tati, ai telefonul la tine? Am zis, am. O zis, te rog, scoate agenda. Și am zis, da, tati, scot agenda. Și-a zis, uite-te, te rog, în ziua, și mi-a spus ziua. Ne-am uitat. Și-a zis, am zis, tati, da, îți liber în ziua aia. Știți ce mi-a zis? Dumnezeu mi-a vorbit prin ea. O zis, tati, pune ziua aia deoparte pentru mine.
Și greșeala asta o fac zeci de părinți. Firmă, servici, pentru că ei cred în felul următor, că dacă au ce mânca, au cu ce se îmbrăca, au acolo o amărâtă de bicicletă, o trotinetă, ce mai aveți dumneavoastră, ajunge. N-ajunge, oameni buni. Mulți copii rămân traumatizați. Adolescenți pe care păstorii dumneavoastră, pe care noi îi consiliem, din pricina faptului că dialogul dintre părinți și copii nu este. Și părinții nu-și dau seama. Voi sunteți vocea lui Dumnezeu care trebuie să le deschidă ochii. Voi sunteți vocea lui Dumnezeu care trebuie să-i luați de guler. Ascultați-mă cu riscul vieții, dacă îmi dați voie să mă exprim în felul următor. Luați părinții de guler și spuneți-le părinților în felul următor. Stați de vorbă cu copiii voștri. Cât sunt? 7? 10? 12? Fă-ți timp! Pentru că vă spun ceva. Degeaba primesc telefon și frate Bogdan, aseară la evangelizare au venit 4 tineri și au spus că se predau Domnului. Slavă Domnului! Aseară la evangelizare au venit 4 oameni și au zis că se predau Domnului. Alaltă seară au venit frații și au spus 10 oameni s-au hotărât pentru Domnul. Vă spun ceva, dacă oamenii ăștia 20, 50, 100 la evangelizare se pocăiesc și familia mea pleacă în lume, ce am rezolvat? Nimic. Voi sunteți gura lui Dumnezeu și mâna care trebuie să-i tragă pe părinți să stea de vorbă cu copiii lor. Utilizarea de instrumente și resurse. Vă spun ceva. Am căutat intenționat. Există aplicații. Spuneți-le părinților. Există aplicații pentru lumea digitală. Vă dau câteva exemple. Norton Family, Norton Link de la Google. Uitați-vă pe filtre. Sunt anumite filtre pe web. Tot felul de aplicații și dacă le căutați, îți cu bani. M-a întrebat o soră, zice, frate, dacă îți cu bani, îți cu bani, normal că îți cu bani. A, ascultați-mă, mai bine dau 5 lei pe lună și salvez copilul meu de niște imagini pornografice. Există o grămadă de aplicații. Există aplicații de control parental. Îți dau voie ție ca părinte. Părinții nu știu, frații, surori. Tineri dragi, ascultați-mă, învățători scumpi. Părinții nu știu, sunt prea ocupați să caute lucrul ăsta. Nu-și imaginează. Vă spun un lucru. Alaltă ieri am fost la comitet. Și să ne înțelegem la cine să dăm cheia bisericii. Nu, am multe acum dau din comitet. Cine să țină cheia? Păi eu zicem că cheia să fie la dirijor, cheia să fie la păstori, zice, dar la prezbitele le dăm cheia. Hai că le dăm și la prezbitele, dar la diacon, băi, la diacon nu că. Și am zis, bă, fraților, hai să vă spun eu ceva. Numai bine punem noi o ială de aia inteligentă cu cod, cu o amprentă pe mână, că ăsta acum e și ieftine și acolo vezi și când o intra și când o ieșit, îi dai cod, numai bine. Și o să uita fratele păstor și o zis, dar există așa ceva? Yes? Ia să văd. Și exact așa au zis. Clanță cu cifre? Da, da, cu cifre. Păi nu știu, oameni buni. Ascultați-mă, voi știți, pentru că voi sunteți activi în lumea de zi cu zi și o să vorbim la următorul subiect foarte repede despre asta. Spuneți-le părinților, există aplicații care limitează. Frate, nu-i nevoie. E nevoie. Vă spun ceva. Vă spun acum înainte. Unul dintre prietenii mei, fratele Claudiu Beșchiu, mi-a împărtășit zilele astea în timp ce călătoream cu mașina o experiență care i-am zis, bă, că îl întrebam câteva lucruri. Zic, tu ai fost la școala duminicală. Zic, zi-mi aici așa un pic, cum făceați voi? Și el mi-a spus așa, zic, Bogdane, fii atent ce am pățit eu odată la școala duminicală. Zice, de la noi din biserică. Biserică bună? Cu frați buni? O să a venit un tânăr la 9 ani de zile. Făcea 10. Și mi-a zis, frate Claudiu, zice, am probleme cu autosatisfacere. 10 ani? Oameni buni, 10 ani? Vă spun ceva. Problemele există, chiar dacă nu vrem noi să le recunoaștem. Vorbiți părinților să pună filtre. Și apoi, ultimul lucru. Uitați-vă ce am notat. Educația digitală în școala duminicală. Și despre asta am vorbit. Dumneavoastră sunteți gura și mâna lui Dumnezeu să educați pe copii. Vă spun ceva, părinții n-au timpul pe care îl aveți dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Dragii mei, vreau să vorbesc în foarte scurte cuvinte, promit că nu vă țin mult, despre problemele sexuale. Frate Bogdan, da, probleme sexuale la copii? Da! Mai înainte v-am spus că la 10 ani, la 7 ani, acum mă gândeam dacă să vă zic, dar vă zic. Alaltă ieri am plecat împreună cu două dintre fetele mele
până la birou unde lucrez. Și una dintre fete mi-a zis, Bogdan, zice, să știi că la noi în școală s-a întâmplat ceva. O zis, tati, să știi că la noi în școală s-a întâmplat ceva. Așa, ce seara? Să știi că un băiat mai mare, de la clasa 5-a, a luat un băiat de la clasa 1-a, oameni buni, m-am șocat. Nu vă pot spune la microfon ce mi-a zis. Și a zis, tati, știi tu că acolo unde, ce fac băieții, așa, uite, m-am șocat. A întâia. Bineînțeles, s-a făcut consiliu, poliție și așa mai departe. Eu vă întreb, băiatul ăla de clasa 1-a nu rămâne traumatizat? Nu e așa? Știți că copiii se joacă în familie? Eu stau cu frați la mărturisire și întreb, măi, zic, hai să ne rugăm, zice, frate, zice, am ceva ce mă pasă, ce, când eram copil, zice, nu știe nimic, păi cât, zice, nici nu mai știu, nu știu câți ani aveam, când eram copil, zice, mă jucam cu sora mea, zice, de-a mama și de-a tată. Oameni buni, ascultați-mă, problemele astea sunt reale? Se vorbea de droguri și spunea fratele Cifrean, chiar mă gândeam, bă, de droguri. Nu, oameni buni, problemele acestea sunt reale. Vorbim astăzi despre pornografie, nuditate, autosatisfacere și ideologia de gen. Foarte scurt. Oameni buni, cum să ajunge la probleme sexuale? Anturajul, acum nu mai deschid aici, trecem. Știți, nu? Social media și jocuri. Ajung copiii pe site-uri de nici nu vă dați seama. Și aici vreau să mă opresc un pic. Și ascultați, curiozitatea copilor, și am vorbit un pic despre ea, și dezechilibru generațional al părinților. Oameni buni, una dintre cele mai mari probleme pe care eu o văd e că părinții nu pot să-și imagineze că pruncii lor pot face așa ceva. Dar cum, mă, pruncul meu? Da, pruncul tău. Curiozitatea copiilor. Și ascultați-mă, diferențele de valori și perspective. Diferențele dintre generație, abordările diferite în generația noastră, diferența de educare. Ascultați-mă, pun așa, fac așa ca o groapă între generația tânără și generația bătrână. A fost undeva la o seară de tineret. Și a ieșit un frate așa bătrân cu pieptul în față și a zis, afișează-mi, te rog. Nu, să nu mi-afișez, că zic eu versetul. Ce? 2 Timotei 2 cu 22. Cine știe ce scrie acolo? Fugi? Și acum știți. Și au zis, au început acolo pe tine. Tineri, știți voi ce faceți? Lasă că știți voi. Tot eu certat acolo, s-o pus jos și mi-a dat un coș și au zis, na, ce zice, le-am zis-o. M-am uitat și a zis, nu cred că înțeles nimic. Știți voi, ce să știe? Păi frate, că le-am să nu facă păcate. Ce păcate, frate? Păi știi tu, Delea. Ce păcate, am zis, concret. Păi tu știi că tinerii să mai țin de mână, să pupă. Azi, frate, ești 7 trenuri în spate de generația noastră. 7 vagoane ești în spate, ești pe ultimul vagon să pierde vagonul cu tine. Nu, oameni buni, generația noastră cunoaște multe lucruri la o vreme foarte fragedă. Dezechilibrul ăsta, cum să-și imagineze părintele că pruncul lui poate face așa ceva? Simplu, pruncii fac. De ce? Că sunt tentați. Și dumneavoastră știți că ați trecut pe acolo și unii dintre dumneavoastră nu sunteți departe de tentațiile alea. Îmi spunea o tânără, m-a zis, frate Bogdan, zice, primiți o mărturisire. Bun, primez, zic. Zice, către... Acum, eu ce vă spun vouă, i-am întrebat pe ei dacă pot să vă spun. Adică nu spun ce... Să nu mă înțelegeți greșit astăzi. Tot ce eu vă spun, la sfârșit întreb, zic, pot să folosesc experiența ta în predică? Fără nume, vă dați seama că nu spun nume. Și zice, da, poți sau nu poți? Dacă nu pot, nu pot. Și zice, frate, zice, toată casa mea crede că eu sunt o sfântoacă. Dar eu nu sunt. De ce? Pentru că părinții nu pot să-și imagineze câteodată. Oameni buni, diferențele de comunicare, diferențele culturale, tehnologice, pot duce la bariere de comunicare. Vârsta poate face să fie probleme între a discuta copilul cu părintele. Ascultați un pic, lipsa de energie a părinților poate fi o piedică. Cum? Tata nu mai are energie, mama nu mai are energie. E greu câteodată, nu? După o zi de muncă, acum gândiți-vă să te mai dai cu bicicleta cu copilul. Nu e așa? Că eu vă spun ceva, dacă părinții ar face asta, credeți că copiii s-ar deschide? 100%. Și atunci? Gândiți-vă la ce vă spun. Prin faptul că voi sunteți la școala duminicală și ați învățat și învățați și exercitați iubirea de care se vorbea și se termina mesajul anterior,
voi puteți să fiți cei care să le ascultați problemele și să colaborați apoi cu părinții. Colaborați cu părinții. Spuneți-le. Dumnezeu să ne dea biruință. Mergem mai departe ca să putem încheia. Cum ajungem la probleme? Nu cum ajungem. Am dat înapoi. Cum se rezolvă problemele? Stați așa, prea mult. Cum afectează viața copilului? Da. Cum afectează? E foarte tehnic studiul meu, că așa e. Nu am pasaj biblic pentru el, dar la sfârșit încheiem cu Biblie și cu cuvânt, promit asta. Și facem și chemare, dacă vreți. Eu sunt evanghelist, vă dați seama că le-am zis la frate, zic, bă, dacă îmi vine să fac chemare, păi, dacă îți vine, fă, zice. Bun, hai că vedem ce iasă. Cum afectează viața copilului? Ascultați-mă, afectează emoțional, da? Copilul poate avea... Gândiți-vă un copil care consumă imagini denaturate. Gândiți-vă un copil care dă peste un video cu pedofil. Gândiți-vă. Cât de afectat emoțional e copilul ăla. N-ați observat că cresc. Atunci poate nu-ți dai seama pe moment. Dar se spunea înaintea mea, îi vezi, cresc. Îi vezi pe unii că se dezvoltă tineri. Nu-ți dezvoltați normal. De ce? Pentru că au avut anumite traume pe care nu și le-au rezolvat. Părinții n-au crezut, nu și-au imaginat că pot să le aibă. Dar eu cred că Dumnezeu scoate o generație de învățători care să-i ajute să rezolve traumele astea. Cât de repede? Nu să le care după ei. Să afectați emoțional. Își schimbă percepția despre adevărata sexualitate. Îmi spunea cea, frate Bogdan, și eu m-am uitat și eu că îs curios cum o să fie în căsătorie. Tânăr, bă, tu mai ai 20 de ani până te căsătorești. Nu chiar 20, dar vreo 10 mai avea. Mai ai 10 ani, ce te interesează, știi? Și vă mai spun ceva. Toate lucrurile alea, explicațiile copilor, vin natural. N-au nevoie de imagini. Gândiți-vă că schimbă percepția față de adevărata sexualitate. Să vă spun ceva, cei care consumă pornografie de mici se căsătoresc și mai greu, devin misogini și știți de ce nu se pot căsători? Pentru că toată viața lor aleargă să-și împlinească niște pofte ale lor, niște dorințe ale lor și se uită la femeie ca la un obiect de care se poate folosi. Și atunci nu-și poate alege o soție. Că eu mă mai duc cu câte unul, are 25, are 30 de ani, are 35 de ani. Zice, frate, nu-mi place că parcă are urechile cam mari. Bă, frate, și le acoperă cu păr, cu batic, lasă-le în col de urechi, îți place. Nu, zice, nu. De ce? Pentru că el, ascultați-mă, noi zâmbim. Mă, credeți că eu cunosc om la 40 de ani și duc soră de la școala duminicală 30 de ani și o zic, frate, vă povestesc asta, trebuie neapărat să vă spun. Trei slujitori. Plecăm să căsătorim. Știți că după o vârstă te căsătoresc păstorii sau babele era în vorba populară, da? În biserică păstorii și vorbesc în orașul respectiv. Trei slujitori de acolo, trei slujitori de acolo. E de mult asta. Bun, fratele despre care vă zic, o și pleca la Domnul, așa că pot să zic despre liniștit. Stăm la masă, mă uit la primul slujitor, își dă din cap, da, al doilea, da, al treilea, afirmativ. Noi nu le-am spus lor unul de altul. I-am dus acolo, am slujit împreună și am zis, gata, uite-te, față în față, la sfârșit, masă, ei, față în față. Se potrivea o picătură. Ia 32, el 37 sau 38, să nu greșesc. Și am uitat necăsătorită. Ani de zile, 40 ceva. Nu, se uită la mine, eu, da, vă dați seama că doar eu i-am adus. Următorul slujitor, da, ultimul. Hai, bă, frate Miron, frate, zic că... Nu, zice. Păi mă uit la el, zic, frate, de ce? Zice. Și am zis, băi, omule bun, vă spun sincer, mai aveam scăpări în pocăință atunci, zic, îi fac eu operație estetică. Bă, eu o duc la spital, eu plătesc. Vorbesc cu nevasta, facem un credit, o duc, nu se pă... Dar vreau să vă spun ceva. Acum, eu nu zic de omul acesta, știți că tineri am întâlnit peste 30 de ani care nu se pot căsători pentru că în mintea lor au o imagine la cum ar trebui să arate? Știți câți tați mai târziu și-au disprețuit familia pentru că soția nu a arătat cum și imaginează el sau cum vede el acolo. Oameni buni, voi chiar credeți că soția mea mă mai iubește pentru cum arăt? Sincer, eu vă întreb, chiar credeți?
Mă vede câteodată, eu am o problemă cu tunsul, zice, mai tunde-te, te rog, când te văd cu părul ăla în cap, zice, m-a zis acum într-o zi, zice, te bag la dietă, ți-o crescut burta. No, bun, dar se poartă frumos. Credeți că mă iubește pentru cum arăt? Nu, oameni buni, mă iubește pentru cine sunt. Știți pentru ce o iubesc și o prețuiesc eu? Nu pentru ce, nu pentru cum arată. Pentru că au născut 7 copii. Pentru cine este ea? Și pentru cine este ea e mai de valoare pentru cum arată, ascultați-mă. Scumpii mei, se schimbă concepția despre adevărata sexualitate și 3, naște dorință de a începe viața sexuală prematur. De ce credeți că 12 ani gravidă? Și ascultați-mă ce vă spun, problemele sexuale și de curvie, eu nu vorbesc de afară acum, eu vorbesc de copiii pocăiților. De la 10 ani în sus încep. Frate bună, ascultați-mă ce vă spun. Și încheiem. Cum se rezolvă problemele sexuale? 1. Vorbiți părinților și spuneți-le așa, aplicații care restricționează accesul, tăiați-le. Nu o să moară, ascultați-mă, nu o să moară. Și dacă zice, frate, intră în sevraj, lasă-l să intre, nu-i problemă, stai lângă el. Stai lângă el, taie-i. 2. Control parental. Vorbiți cu părinții. Părintele să fie... Știți cum îmi doresc să fiu eu pentru copiii mei? Vă spun sincer, eu vreau să fiu pentru copiii mei cum este Dumnezeu pentru noi. Și vă spun de ce. Dumnezeu pentru noi este tată, așa-i? Dar așa că pentru noi Dumnezeu este și un prieten foarte apropiat la care poți să-i spui orice, te poți deschide, așa-i? E prietenul meu Dumnezeu. Dar eu nu-mi permit să mă port oricum cu Dumnezeu. Scumpii mei, copiii noștri să, dumneavoastră să fiți cei care să diți în mintea, în mintea părinților că este nevoie ca părinții să-și controleze copiii, să aibă o relație de prietenie. Și apoi cel mai important, scumpii mei, cea mai importantă parte pe care o poate face cineva în viața unui om dependent, știți cine este? Dumnezeu. Oricât ne-am chinuit noi, și scumpii mei, vă spun că sunt persoane de care mă țin ani de zile. Cunosc tineri sau tinere, cunosc familii care îmi scriu de ani de zile despre problemele lor și nu s-au rezolvat. Ani de zile de probleme. Frate Bogdan, ce se întâmplă? Știți ce se întâmplă? Se întâmplă în felul următor. Soluția tuturor, cel care pune capacul, dacă vreți, cel care trebuie pus cel mai deasupra, trebuie să fie Dumnezeu. Duceți persoanele acelea la consiliere pastorală, mărturisire, rugăciune. Biserica trebuie să stea în post, biserica trebuie să stea în rugăciune împreună cu familia. De ce? Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Poți să-i pui o grămadă de aplicații, poți să fii tu cel mai bun prieten al copilului tău. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu nu intervine, nu se întâmplă nimic. Soluția pentru problemele generației noastre, soluția pentru pornografie, soluția pentru lumea digitală este Dumnezeu. Frica de Domnul îl ține departe pe copil de toate mizerile acestei lumi. Scumpii mei, mizerile acestea există. Mizerile acestea sunt reale, sunt printre noi. Roman capitolul 12 cu versetul 2, citesc versetul acesta, m-am gândit la el, nu l-am citit de la început pentru că s-a mai citit. Să nu vă potriviți chipului veacului acesta. Dar dacă ar fi fost numai atâta, atunci ați fi zis, bă, dar e greu, mă, cum, numai atâta? Nu, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută. Vă întreb ceva în seara asta, în după amiaza aceasta, de fapt. Cine te ajută? Cine ajută copilul? Cine ne ajută să putem să ne înnoim mintea? Vă spun eu, Dumnezeu, Dumnezeu. Închei spunându-vă un lucru în încheierea predicii mele și îmi doresc din toată inima, scumpii mei, dragi învățători pentru dumneavoastră, până nu m-am implicat în școala duminicală, nici n-am crezut că e așa de prețioasă și așa de frumoasă lucrarea asta. Vă spun sincer, am intrat în lucrarea asta fără voia mea, cumva împins de la spate, dar parcă acum n-aș mai ieși nici bătut. Așa de mult vă apreciez, așa de mult vă stimez și din punctul meu de vedere, și nu mă joc cu vorbele în seara asta, este cea mai importantă lucrare. Voi dați direcție bisericii care va sluji mâine. Voi dați direcția.
Dar ca voi să dați direcția bună, închei cu asta, vă rog ceva fierbinte în numele Domnului Iisus Hristos. Înainte să vorbiți copiilor de eliberarea de lumea digitală, înainte să vorbiți de eliberarea de problemele sexuale, luptați voi să fiți curați. Luptați voi să rămâneți integri. Luptați voi să trăiți adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Am vrea dacă se poate să se mai afișeze, să vedem dacă funcționează acum. Am vrea să prezentăm și proiectele care sunt. Ele sunt mult mai multe, dar o să prezentăm doar talentul în negoț, care le știm cu toții, concursul, apoi cursurile Pro 7 și picurul de miere zilnic. Toate acestea se poate vedea și pe site-ul școladuminicală.ro. Funcționează acum? Bun, perfect. Să nu uitați să și completați. Și acum o să dăm loc surorii ca să facă tombola și apoi ne apropiem de încheiere. Bun, cred că mă aud. Am pregătit o tombolă, dar este o tombolă cu întrebări, ca să avem ocazia să și ne cunoaștem așa cât de cât, pentru că suntem foarte mulți aici, dar măcar să aflăm așa mici detalii unii despre ceilalți și s-ar putea la o întrebare să fie mai multe persoane care să răspundă, dar vă rog frumos, cine se regăsește sau vrea să răspundă întrebării, se ridică în picioare, cine cumva crede că rezonează cu întrebarea și primul pe care am să-l văd, cumva o să vină în față să primească o mică atenție. Bun, hai să vedem cine este cel mai tânăr învățător sau învățătoare de școala duminicală din această sală. Cine crede că e cel mai... Ok, am stat acolo în spate. Îmi spui, te rog frumos, câți ani ai? 14 ani, wow! Este cineva mai... 13 ani? Ok, bun. Dar pentru că am zis că cine se ridică primul în picioare, corect ar fi să vină... Da, dar s-a ridicat prima și... Na, o să iau în considerare. Le luăm pe amândouă. Hai. Domnul să vă binecuvinteze pe amândouă pentru implicarea voastră. Domnul să te binecuvinteze. Bun, cine este implicat în școala duminicală de cel puțin 20 de ani? Am văzut acolo pe sora. Da, da, da. Vă rog să vă ridicați în picioare. Hai, haideți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cine se folosește de tehnologie pentru a fi conectat cu copiii și în afara întâlnirilor de școala duminicală? Mă refer aici la grupuri de WhatsApp, am văzut acolo, haide. Domnul să te binecuvinteze. Hai să vedem ce învățătoare are proprii copii la grupa de școală duminicală de care se ocupă. Haideți dumneavoastră. Se punea și învățător, dar... Domnul să vă binecuvinteze. Cine a organizat tabără pentru copiii de la școala duminicală? Haideți! Foarte hotărât! Domnul să vă binecuvinteze. Bun, cine a avut la școala duminicală
două generații, adică să aibă și mama și ulterior și copilul mamei respective. Da, haide, se pune, se pune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Strănepot. Wow. Bun. Cine are și partenerul implicat în cadrul școlii duminicale? Deci avem învățători foarte hotărâți. Domnul să vă binecuvinteze. Te las să-ți alegi. Cu drag. Bun, este vreun învățător de școala duminicală care a avut printre copiii de la grupă copii care să devină misionari ulterior la maturitate sau să se implice? Super! Unde a devenit misionar? În Africa. În Africa, wow! Te rog să-ți alege. Așa, și ultima întrebare. Cine... Aici trebuie să fiu foarte atentă, pentru că s-ar putea să fiți mai mulți. Cine se ocupă și de pregătirea copiilor pentru talentul în negoț, pe lângă? Am văzut-o pe sora! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare! Iată-ne și ajuns la sfârșitul acestei zile binecuvântate de Domnul și m-am bucurat stând și uitându-mă la cât de hotărâți au devenit unii și parcă am mai fi stat, nu? Haideți să ridicăm mâna sus. Cine i-a plăcut părtășia din această zi? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și aș vrea plecând din locul acesta să vă gândiți așa și să cereți Domnului: Doamne, te rugăm să ne binecuvintezi Tu și cuvântul Tău care l-ai sămănat să aducă rod în viețile noastre, să aducă transformare și să putem să fim niște învățători echipați pentru împărăția Ta și să câștigăm suflete și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Acum, înainte de încheiere, haideți, că suntem patru județe aici și greu cu unii care ne mai vedem așa și nu ne știm sau nu ne cunoaștem. Haideți ca să ridice mâna sus cei din Caraș Severin. Dar mai bine, haideți să vă ridicați în picioare. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe unul fiecare în parte. Apoi, de la Hunedoara. Haideți tot sus. Dumnezeu să-i binecuvinteze la fel pe fiecare în parte. Apoi, mă gândeam, haide să zicem Aradu. Aradu să se ridice în picioare. La fel, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe unul fiecare în parte. Amin. Și la sfârșit a rămas Timișul, că suntem de ai casei. Haide să ne ridicăm. La fel, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și vrem să încheiem cu o rugăciune. Și înainte să facem rugăciunea, vă spun că vrem să mai continuăm părtășia și au mai fost pregătite unele gustări și tot așa în parcare, acolo jos. Am vrea să mai vorbim unul cu altul, să mai avem părtășie. Doamne, îți mulțumim pentru această zi. Te binecuvântăm, Doamne. Îți mulțumim că ai rânduit această zi pentru unul fiecare dintre noi. Îți mulțumim că am putut să ajungem aici datorită harului Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care a fost sădit în inimile noastre și fă Tu, o Dumnezeu nostru, să aducă rod pentru Tine și pentru împărăția Ta. Doamne, suntem armata Ta, o Doamne, și înaintea Ta stau acești luptători și te rugăm să-i binecuvintezi pe fiecare. Te rugăm pe fiecare învățător în parte să tori Tu dragostea Ta peste ei, o Doamne, ca dragostea Ta să o vadă copiii, să o vadă ceilalți.
Doamne, îți mulțumim pentru toate și te rugăm să binecuvintezi pe unul fiecare în parte învățător, să le rezolvi tu problemele, să-i binecuvintezi, să-i cercetezi și să te ocupi într-un mod deosebit și ei să vadă cu adevărat există un Dumnezeu care poartă de grijă și un Dumnezeu care se implică. Fii binecuvântat-o, Doamne, și îți mulțumim pentru toate. Amin. Haideți să mergem spre gustare și spre părtășia finală și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Marea-ți dragoste, ea m-a urmărit, ochii mi-ai deschis, prin măreț har, tu m-ai mântuit. Fugind de voia ta, chiar cu viața-n destrămată, tu m-ai răscumpărat, Iisus, Iisus zdrobit. Fața nu ți-a